Bună seara, prieteni! Bine ați venit la un nou episod din Racing Updates. În Horia Totu și sunt așa foarte energizat de la intro-urile astea pe care ni le pregătește FJ de fiecare dată. Și știu că nu sunt singurul alături de mine, ca de obicei, Vali Porcișteanu. Salut, Vali, aici undeva, probabil. Da? Salut. Bună seara! Ba, asta vreau să zic și eu, că tot ai deschis subiectul. Salutare tuturor! Noroc că FJ ne-a iertat în seara asta și nu ne-a băgat un extended version. A fost ceva radio edit. Că s-a terminat repede. Mă aștept, zic, mamă, frate, nu mai începe o dată. Hai că se termină bateria aici. Ai văzut că era extended version. Mulțumim, mulțumim, FJ. Mulțumim, DJ FJ. Am văzut, dar n-am văzut. Eu căutam aici pe YouTube să dau și eu share, că avem noutăți, ai zis. Că avem noutăți acum. Da, acum suntem influenceri. Da, să-l aducem și pe Florin Ion alături de noi. Bună seara, Florin. Bună seara, bun găsit tuturor. Bună seara. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Salutări și doamnelor, cum zici tu, Florin. Sărutări și doamnelor de mâini. Sărutări de mâini, doamnelor. Cum ar zice măițe, sărut mâinile și păi mâinile. Avem două părți ale emisiunii noastre astăzi. Prima parte se ocupă de circuit și dacă se ocupă de circuit, așa e foarte, vă refer curse auto pe circuit, e foarte restrânsă treaba în România. Nu puteam decât să avem un invitat la momentul actual demn de notat undeva și anume pe Petru Florescu. Salut, Petruț! Bună seara! Bună seara, bună seara! Cum ești, Petru? Bine, mă recuperez după cursă. Bine, e prea mult să mă recuperez. Păi, voi aveți curse în cursul săptămânii? Nu, Petru a avut cursă în weekend și a avut, spre deosebire de cursele normale, a avut o cursă sâmbătă de data asta. Dar a fost o cursă mai lungă, de aia se recuperează acum, fiindcă a fost prima cursă din viața lui la înduranță, nu, Petruț? Da, a fost prima cursă și am început cu o strategie, apoi s-a schimbat pe parcursul cursei și am făcut un double stint. Asta înseamnă că am mers 2 ore și a fost prima dată în viața mea când am depășit o oră de mers cu mașina. A fost special și pentru că mașina a fost prima oară în viața ta. Adică ai mai făcut un test scurt așa, dar înainte de asta, în cursă propriu-zis, antrenamentele au fost pe ploaie și s-a anulat sesiunea ta din cauza de steag roșu, nu? Și în calificări ai avut foarte puțin acolo. Așa că a fost foarte puțin timp în mașină și pe uscat a fost exclusiv în cursă, nu? Da, și a fost și prima dată noaptea, pe întuneric. Și pentru tine și pentru colegul tău, Julien. Da. Uite, hai să, dacă tot ai spus de strategie, uite, avem o primă întrebare. Ne întreabă Alex, pentru ce ați luat penalizarea de 30 de secunde? Că poți să explici un pic ce s-a întâmplat acolo. Da. Deja cu întrebări, cu pac, de lumea e normal, trebuie să fie minim 3 opriri la boxă, care să dureze 2 minute. Și eu, la prima oprire, am stat 2 minute fără o zecime de secundă și pentru acea zecime de secundă am luat penalizare și penalizarea a fost de fapt încă o oprire în plus care a durat 2 minute. Trebuie spus că aici și-au asumat băieții de la echipă problema și au spus, băi, vina noastră, i-am dat drumul prea repede, au tăiat-o foarte fin. Ar fi trebuit poate să lase, nu știu, o secundă de safety acolo, dar i-au zis 3-2-1 go, el s-a dus. Și asta a fost. Și dus a fost. Și noi ne uitam pe ecran acolo, știi, și scria, se cheamă handicap, opririle astea obligatorii. Și scria că noi avem tot 3 din 3 de făcut. Și nu înțelegeam, dar cum? Că am făcut una. Și după aia vine mesajul de la oficial. Exact. Mie nu mi-au spus în cască nimic. Eu am aflat chestia asta după ce m-am oprit. Bine, mai bine că ați perturbat cursa, după aia îți dai seama, ați stricat tot feng shui-ul. La revedere, drum bun. Îți dai seama că a fost o conversație. Băi, spunem, nu-i spunem, lasă-l să meargă, că merge bine, știi? Da, eu n-am știut nici de schimbarea de strategie. Am aflat când am văzut că a trecut o oră și eu eram încă pe circuit. Da, asta a fost o chestie, pentru că s-a întâmplat în felul următor. Tu îmbunătățeai constant timpii și mergeai din ce în ce mai tare și atunci echipa a zis, băi, e clar, are nevoie de timpul pe circuit, așa că hai să-l lăsăm afară, că el tot făcea diferență față de ea din spatele lui. La un moment dat aveai, nu știu, 50 de secunde, nu știu cât aveai în față. Și de asta s-a schimbat strategia. Inițial ideea era să se oprească repede, ca să preia colegul cât mai repede mașina. După ce a ieșit Julien aveam undeva la 50 și ceva de secunde avantaj. Peste un pic, voi câte schimbări trebuie să faceți acolo? Minim 3. Nu schimbări câte vrem, dar trebuie să facem... Ai bine, cât mai puține, logic. Da, cât mai puține, dar trebuie să avem minim 3 opriri de handicap. Da, schimbări de pilot zici tu, Vali, nu? 2. Da, păi la schimbări. Deci, practic, la orice oprire se face și schimbare sau poți să oprești fără să faci schimbare neapărat? Poți să oprești și fără să faci schimbare, dar trebuie să pilotezi ambii piloți, adică minim o schimbare, cum am făcut și noi. Eu 2 ore, apoi colegul 2 ore. Bine, ideea era să facă Petruț întâi startul, fiindcă el, venind din monoposturi, e foarte agresiv când vine vorba de depășiri și așa mai departe. Dă din coate mult, să-ți face loc. Da, nu știu dacă FJ poate să ne arate un pic din cursă, că avea o avea pregătită cumva aici în timp ce... Dar vreau să-l vedem și pe FJ, nu mai îmi place să-l văd așa ascuns acolo. FJ, arată-te la lume. Salutare. Așa, mă, frate, tot același, vezi? Mama, ai instalația de brad în spate acolo sau ce așa albastru? Da, păi bradul nu mi l-a mai permis că e pandemia, ai zis mai tăi în copaci așa și am rămas doar cu instalația. Bă, și ai salvat treaba acum cu pandemia, noroc că da, te-ai gândit bine, ce să zic. Ce să facem? Dar anul viitor promit că... Că mi-au brad? Păi normal. Vedem cum evoluează. Da, mulțumim, Mergei, că ești aici cu noi. Asta era ideea cu întâmplarea, cu strategia. A fost că Petruț ia startul și pornește tare, pleacă de pe 3, vine pe 1 și face diferența mare acolo. După care la primul safety car intră Julien, preia mașina, Julien fiind bronz, Petruț fiind silver. Julien trebuia să stea cel puțin stint dublu în mașină, adică cel puțin 2 ore. Explică-le tuturor ce înseamnă bronz, silver, că noi știm la premii. Petruț să-ți explice, uite. Hai, Petruț, zile tu. Nu știu premiu exact 1, 2, 3, adică nu? Cum ar trebui să te încadrezi ca silver, dar știu că nu trebuie să participi în competiții pentru o perioadă destul de lungă, de nu știu, în jur de 7 ani era. Da, nu știu. Și eu dacă aș veni mâine, cam ce culoare mi-ar da? Păi, asta e o discuție, că tu n-ai făcut nimic la circuit, deci tu ești ce se cheamă un false bronze, un bronz fals. Dar tu dai seama că i-aș încurca grav de top acolo? Ei, nu, stai, ție ți-a dat probabil... Ei, zici tu așa, dar când te-ai dat la circuit n-ai mers rău. Când m-am dat la circuit? Am mers pe 2 ore, n-am mers chiar rău, nu. N-am mers rău, am mers pe 2 ore, le-am arătat ce scuturi am pe dedesubt. Ideea e că silver înseamnă tot ce e sub 20 de ani, peste 20 de ani și până în 30 și ceva și care a avut deci ceva curse la viața lui. Nu, tu nu te încadrezi în primul rând că ai peste 30 de ani și în al doilea rând că n-ai făcut circuit. Deci tu ai fi fost un bronz, dar ești un bronz care a făcut curse, deci un bronz rapid. Ceea ce înseamnă, noi zicem noi, fake bronz, știi? Unul care... Da. Fake bronz, adică tu ești bronz, dar tu mergi tare de fapt ca bronz. Și unde ăsta trebuie să ai ca și coleg, fiindcă bronzul face măcar jumate de cursă. Și atunci între bronzii ăștia se face diferența. Iar mulți bronzi din ăștia sunt niște gentleman driveri care n-au fost în mașină în viața lor. Așa că când te bați cu unul de 60 de ani, clar, bronzul tău trebuie să fie mai tare decât bronzul lui. Cam adică e o bună strategie să... Băi, ia mă și pe mine odată, că uite, de ce zice Horia e chiar ok. Da, cum să nu, ești invitatul nostru. Adică m-aș bate bine cu Marco, vine și Marco Tempestini, că ai zis că gentleman driver. De ce nu? Hai să-i lansăm o invitație. Dacă se uită, îl așteptăm. Da. Bă, dar nu-mi place cum sună. Dar acum depinde că tot râdeam noi înainte de începutul emisiunii, că mașina pare foarte lungă așa. Nu știu, mi se pare că zici că are și remorcă după ea. FJ, arată-ne o poză cu ea, te rog eu, că n-ai reușit. Ne-a arătat bradul. Arată-ne poză cu mașina. Hai, FJ, că știu că poți. Ce te agiți așa? Nu agi, dar nu știu ce face. Păi uite ce chestie, picture in picture, zici că suntem aici. Picture in picture, da. Ia uite-l, mă, are și farul. Bă, să răspui că merge și noaptea. Dacă aprins farul, vezi, da. Băi, farurile ziua să folosesc ca să te vadă ăia, nu ca să vezi tu. A fost și noaptea, mă, Vali, uite. Știu, mă. Deci câți metri are Florin mașina aia? Zine și nouă un pic. Nu, are undeva în jur de 2 metri, un turism normal, ca și lungimea la un turism normal. Nu știu să spun exact. Dar nu ești nebun, ce turism ai văzut tu la 2 metri? Nu e... Vreau și eu un turism de ăsta. Hai că vă spun. Nu e atât de lungă. E mai mult lungă decât latul, asta e sigur. Nu e ca la R5, nu e pătrată. Iată-mi, Valentin, dacă îți spun cât are lungime, o să spui că știam de dinainte. 5 metri, da. 4,650 m, cu tot cu aripa. Da, aproape 5 metri, vezi? Da. Cu tot cu eleronul, da. Atât de lungă e, serios, pe mine mă surprinde, credeam că e mai scurtă. Atât. N-am văzut niciodată, recunosc că n-am văzut niciodată un prototip de genul ăsta. Uite, te așteptăm la cursă atunci. Cocoșatul de la ce circuit a fost ăsta, mă? Asta a fost la Paul Ricard. Paul Ricard. Cocoșatul Paul Ricard. Exact. Și are... Stați că vă dau acum. Dar vișto astea, că cu tracțiune față, nu? Nu, da. Chiar nu. Oleo, are 455 de cai mașina. Uite, a scris Alex că scătău 4.6. Păi exact, uite, știe. Are 950 de kg și 450 de cai. Bun, și bun. Spre deosebire de Formula 3, Petruț, servodirecție, nu? Da, da, și uite, hai să uite ce zice Alexandru, că vor să audă de la Petruț. Ia mai vorbește, mă, și tu. Păi cam asta e una dintre diferențele cele mai mari, că are servodirecție, e acoperită, vizibilitatea adică e mult mai mică în mașina asta, mai ales când plouă și când e noapte. Da, mă, dar nu te mai udă. Am văzut chestia asta sâmbătă, ploua și aveam parbrizul aburit, era noapte, mai mult număram până la curbă decât să văd. Și ce număr ai? 6 vine curba, 6 vine curba, 5. Nu vedeam nimic, deci până cam un buton de dezaburire la parbriz, e încălzit. Și cam aproape un tur până mi s-a dezaburit parbrizul, nu vedeam aproape nimic. Dar da, Petru, ce curs a fost asta? Ce fel de etapă a fost? A fost o competiție regională, nu? Ultimate Cup se numește, a fost ultima cursă din campionatul Ultimate Cup. Și s-a folosit varianta de Grand Prix, s-a folosit varianta lungă pentru Formula 1. Pe ce te-ai dat? Da, asta e varianta lungă, Horia, nu? Da, e varianta lungă cu șicană, da. Dar și ce te-a adus în preajma înduranței? Tu fiind la bază un pilot de monoposturi. Mi s-a părut o schimbare destul de interesantă de strategie. Ce te-a adus în preajma înduranței? M-am gândit să încerc și altceva și voiam să încerc ceva pe circuit. Anduranța mi s-a părut o schimbare destul de mare și mi s-a părut și ceva foarte interesant în comparație cu Formula. Adică și Formula e interesantă, nu asta vreau să spun, dar e diferit și e altfel de strategie, e totul complet altfel. Și s-a întâmplat ceva în ultima perioadă cu tine, ceva în sensul în care te-a făcut să te orientezi către curse de anduranță? Știu că la un moment dat erai în preajma unor weekenduri de Formula 1, GP3, Formula 3. Nu, pur și simplu am făcut un mini-test și mi-a plăcut foarte mult mașina, e destul de fun și am zis să încerc și o competiție, unde mi-a plăcut super mult. Și cu ce echipă ai mers? Dacă poți să ne dai câteva detalii. Despre ce echipă e vorba? Viraj se numește echipa. Păi vezi, dacă nu vedeai Virajul, te ajuta echipa. Ai știut de ce ai ales asta. Așa. Și mă cunosc destul de mult timp cu o parte din cei de la echipă. Cu ei am făcut și testul de dinainte și am zis să merg în continuare tot cu ei. A postat Horia la un moment dat o imagine de la un test și era și Jos Verstappen acolo, tatălui Max. Are vreo legătură cu echipa Jos Verstappen? Aici cred că eu pot să răspund. Da. Jos Verstappen a făcut într-adevăr un test cu mașina asta de LMP3 care i-a plăcut foarte mult. El face niște sesiuni așa cu gentleman driveri care plătesc foarte mulți bani să se dea pe circuit cu el și cu băiatul lui, cu Max Verstappen, evident. Și au fiecare acolo cu GT-uri și așa mai departe, dar asta e o mașină mai de curse decât GT3-urile sau GT4. Așa că Jos a vrut să încerce și mașina asta, a încercat-o și se pare că vrea chiar să achiziționeze una și spuneau băieții că dacă se întâmplă vreo anduranță mai serioasă, în sensul că nu de 4 ore cum e asta, ci de 10 sau 12, atunci Jos chiar și-a anunțat intenția de a participa la un moment dat. 12 ore... Cu gândul probabil și spre 24. Da, mă gândesc că acolo e. 24, da, sigur. Florine, te rog eu, nu mai bate în direcția. Lasă cu 24 ăla. Eu nu înțeleg unde vrei să ajungi. Mă gândeam la Petruț acum. Dacă îl tentează ideea asta de cursă de anduranță, 24 de ore, echipaj cu 3 piloți, mă gândesc că spre aia... Tâmpită, că știi că eu nu mă pricep deloc la din astea. Și acum eu, prost fiind așa că nu mă pricep, Te-am auzit zicând că, Petrus, de ce ai renunțat la monoposturi pentru anduranță? Petrus, câte locuri are mașina asta? 1. Ah, deci tot monopost. Stai puțin, are un singur loc, teoretic are 2. Stai așa, deci tu nu stai pe mijloc cu mașina asta. Îți explic eu acum. Mai e cineva în dreapta? Nu poți, în stânga poate, că volanul e pe dreapta. Oriunde, nu contează, lângă tine, adică. Nu, stai, deci mașina asta se cheamă Sports Car Racing, da? Deci nu e monopost. Are în teorie 2 locuri. De asta și când vedeți mașinile alea de Le Mans, Open Cockpit, cum erau acum câțiva ani, sunt 2 cămile de alea, nu e una singură, știi, în spatele șoferului. Pentru că ea teoretic de circuit trebuie omologată ca sports car, nu ca monoplas. De asta ea în continuare sports car racing. În legătură, uite, zice Alex că Team Viraj a avut în trecut piloți precum Sergio Perez, Vitali Petrov, Guido van der Garde. Da și nu, în sensul că băieții care au înființat Team Viraj, respectiv Philippe Guthron și Julien Gerbi, au lucrat foarte mult timp la Campos. Și așa i-am cunoscut noi, Petruț concurând pentru Campos în Formula 3, a fost și Robert Vișoiu cu ei în Formula 2, chiar în sezoane alăturate. Și așa ne-am cunoscut cu ei. În momentul în care au trecut în zona asta de Le Mans, m-a sunat Filip acum câțiva ani și mi-a spus: băi, uite, am făcut treaba asta, dacă vreodată vă interesează, cred că Petru ar merge tare în mașina asta. Așa că i-am propus și eu lui Petru și uite că i-a plăcut, nu, Petruț? Da. Chiar a fost o schimbare și nu mă așteptam să merg de la început atât de tare, dar dacă tot am mers la testul ăla bine, la cursă am încercat iar și a fost un rezultat puțin neașteptat, sincer, de mine. Fiind prima dată. Adică în sensul bun, foarte bun rezultatul, da, nu? Fiind prima dată într-o cursă de genul și prima dată pe circuitul acela cu mașina aceea, nu mă așteptam. Dar din punct de vedere al pilotajului, asta înseamnă că la mașina asta. Cum? Din punct de vedere al pilotajului, ce diferențe sunt la noua mașină? Ce trebuie făcut altfel? Ce e diferit? Nu știu, cum le vezi? Este aproape la fel, ca și Formula 3. Ca alte monoposturi, nu știu, probabil e diferit, dar este foarte asemănătoare cu Formula 3, pentru că are foarte mult downforce și puterea este mai mare, doar că și greutatea e mai mare. Singurul lucru e că singura diferență ca și pilotaj e că trebuie să frânezi puțin de tot mai devreme în comparație cu F3. Fiindcă e mai grea. Da. Uite, te întreabă Petrus Master Răzvan, prietenul nostru, prietenul emisiunii noastre, te întreabă dacă știi ceva despre cursele de mașini pe zăpadă. Vine Winter Rally la Brașov, la Covazna acum, în curând. În ianuarie. E valid. Dar tu știi, Petrus, ai făcut vreodată? Te-ai dat pe zăpadă? Nu. Probabil trofeul ăla. Cu monopostul? Păi nu știu, mă, Valentin, poate îl chem și tu pe Petrus la cursa asta de la... Să se dea și el pe zăpadă. Eu îl chem cu drag, dar... Acum dacă am 2 locuri, trebuie să merg și eu cu el acolo. Adică că fi volanul pe dreapta, pe stânga, nici mai contează. Dar vreau să merg și eu cu el. Auzi, trebuie să-l dai pe Vali, pe rollbar acolo, Petruț. Da, păi, nu cred că mai încape o persoană în mașină. Băi, ești de bună, noi suntem persoane? Noi 2 facem cât o persoană, sigur încăpem. Putem să încercăm, dar ar trebui să te ții de rollbar. Da, nu. Petruț, da, asta înseamnă că ai cam renunțat la... Ai renunțat la ideea de Formula 3, de Formula 2 pe viitor? Nu, dar momentan m-am axat pe anduranță. Vreau să văd cum o să evoluez în sportul ăsta. Sincer, îți cer o părere sinceră. Ți se par totuși scumpe comparativ cu varianta anduranță, LMP3, LMP2? Ți se par scumpe Formula 3 și Formula 2 în momentul ăsta? Da, în comparație cu anduranța, da. Și s-ar putea întâmpla ceva pe viitor? Din punct de vedere al costurilor mă refer. Poți să mai scade în anii viitori? Să fii tentat la un moment dat să te întorci în așa ceva? Nu știu ce să zic. De prețuri și de chestii de genul ăsta, nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Uite, poate ne răspunde Horia, că au prezentat băieții de la Formula 3 niște idei, niște planuri de reducerea costurilor pe viitor, pentru următorii 3 ani. Planuri teoretice de reducerea costurilor, în sensul că ei într-adevăr au făcut niște eforturi să reducă costurile pentru echipe și le-au redus pentru echipe, dar echipele n-au redus prețurile pentru clienți, adică pentru piloți, pentru că dacă e cerere, n-are niciun sens. să reducă costurile. Ei sunt la cele Mi se părea incredibil ca un Devlin de Francesco să-și permită să concureze în Formula 3 și, sau, nu, era Formula 3 și să vină cu buget anual de $1 milion. Formula 3. Bun, o fi el Devlin de Francesco. Petruț îl știe bine pe băiatul ăsta. Dar totuși $1 milion pentru un sezon mi se pare enorm. Păi nu e chiar enorm, nu, Petruț? Nu e. Se poate și mai mult. Alții au avut buget mai mare. Pentru Formula 3? Serios, da? Păi spune-ne, dă-ne o informație. Despre cine vorbești? Păi, marea majoritate. Aici mă bagi pe mine acum, Petruț, în discuție, nu? Da, deci când e vorba... Las pe tine, că ție îți place cu prețuri și cu... Când vine vorba de bugete, da, eu mă ocup. Deci, da, în momentul ăsta, da. Depinde unde vrei să mergi. Dacă vorbim despre Formula 3, fostul GP3, atunci da, poți să, dacă vrei la prema ieși €1.400.000, €1.300.000, vreau să spun. În general cam $1 milion, adică cam €900.000, cam ăsta e prețul standard peste tot acum în Formula 3. Poate mai ieftin un pic la Jenzer, la Campos, dar în rest cam la $1 milion te învârți, da. Hai, bă, Horia, că ne dai și aripi cu treaba asta un pic așa. Raliurile noastre chiar sunt ieftine, frate. Da, păi câte raliuri facem noi cu milioanele alea? Aoleu. Păi câte valente. Nu mai au ăștia campionate. Mi-ai spus și de Formula Renault că s-a schimbat bugetul pentru anul următor. Da, pentru că au schimbat denumirea campionatului și atunci s-au gândit să-l facă mai scump, că e un motiv ăsta. Și acum cam mare diferență față de ce era Renault anul trecut. Nu, anul ăsta nu e, nu o să fie la anul. Dar în schimb au mărit prețul, adică o să fie cam 650.000 cu 10 zile de test, pachetul clasic, sau 750.000 dacă vrei 20 de zile de test. Adică prețuri exorbitante și în condițiile în care la Le Mans, spre exemplu, poți să faci cursa de 24 de ore de la Le Mans cu banii ăștia, dacă stai să te gândești, sau poți să împarți bugetul în LMP3 cu alți 2 piloți și să participi în competiții de nivel foarte înalt, că mașina merge tare, nu, Petruț? Da, mașina merge mai tare decât Formula 3 și decât Formula Renault. Bun, și la Le Mans expunerea este cu totul alta. Da, Valentin, te ascultăm. Exorbitante, dar ai teste, frate. Păi, poate îl întrebi tu pe Petruț ce înseamnă testele, că el știe. În ce sens? Ia zi-mă, Petruț, că tu dacă mă întrebi pe mine, ce să spun? Păi nu, spune-i tu ce fel de teste faci tu, Vali, și după aceea să spună el ce înseamnă să faci teste. Păi asta zic, că discuția asta s-a încheiat deja, hai să ne spună el. Deci la Formula 3 o zi de test cu monopostul ce înseamnă, Petruț? Cum decurge ea? De dimineață până seara? Da, de dimineață în general e un pit lane la 9 și atunci se face cel mai rapid timp. Dacă e prima dată pe circuitul ăla și e o mașină mai nouă, nu se pun cauciucuri noi dimineața. Se pun după masa și la 5 sau 6 când se închide circuitul. Dar dacă e strict pentru viteză, cauciucuri noi dimineața, un set, 2, 3, 4, câte avem. Și după aia pauză până la prânz, nu mai facem nimic. După prânz un long run și ăla e testul. Așa, deci cam câte seturi se întâmplă pe zi ca să faci performanță, Petruț? La un antrenament de genul ăsta. Minim 4 seturi. Dar noi am pus și 8. Da. Vali, bun, și ca și kilometri. Stai, n-auzi că s-a încheiat discuția la noi. Legat de kilometri, cam câte raliuri faci într-o sesiune de asta de test? Păi, adică raliuri. Cu ghilimele, câte curse? Adică la noi un raliu are 100 ceva de kilometri. Noi, la teste poate faci 300 de kilometri, adică 2 raliuri. Da. În general, facem în jur de 200 de kilometri. Vreo 3. Și o cursă cât are? O cursă? În kilometri nu m-am gândit niciodată cât are. O cursă de Formula 3 are... Păi, nu știu exact câți kilometri, Vali, dar are 40 de minute. Avea 35 de minute o cursă. Da, 35 de minute, faci câte ture poți să faci. Și nu poți să calculezi repede. Uite, sunt vreo 24-25 de tururi la vreo 4,5 km circuitul, cam așa e media. Da, adică cam 100 și ceva de kilometri. Da, aproximativ. Vreau să-l mai întreb ceva pe Petruț, că a fost un subiect săptămâna asta, chiar la sfârșitul săptămânii, dacă îl știe pe Mick Schumacher, dacă l-a cunoscut vreodată și dacă și-a format o părere despre copil. Îl știi? Te-ai intersectat cu el la curse? Da, ne-am cunoscut la FIA F3 acum 2 ani, dar nu am vorbit, nu mi-am format nicio părere despre el. Am văzut doar că... L-ai văzut în curse, l-ai urmărit în anii ăștia, cum ți se pare? Ți se pare că e umflat sau e pe merit saltul ăsta în Formula 1? O să fie pilot de Formula anul viitor la Haas. Sincer, sunt piloți mai rapizi ca el, care ar trebui să fie în locul lui în Formula 1. Pe Schwarzman îl știi? E un pilot bun, da. E peste Schumacher? Atunci a fost coleg cu toți ăștia în karting. Deci mi se pare cam la același nivel cu Schumacher. Pe Kalle Miles îl știi? Da. E de Formula 1? Mi se pare că e puțin mai rapid decât Schumacher. Și Schumacher e un pilot foarte rapid, doar că atunci când eram eu în FIA F3 și concuram cu el, nu a făcut rezultate. Și din câte mi-amintesc, nu cred că era în primul an, cred că era în al doilea an. În al doilea an a câștigat, dar în primul an când... Era primul an când te-ai dat tu cu el, da. Uite, îți spun sincer, cel mai mult anul ăsta mi-a atras atenția în Formula 2 și a fost debutant. Cred că ai fost adversarul lui Felipe Drugovici. A mers în Euroformula, cred că ai mers și tu cu el la un moment dat. Da. Foarte bun, foarte, foarte bun brazilianul. Da, a fost rapid și în Euroformula, a câștigat. Da, și mi-a plăcut că s-a adaptat foarte repede. Cred că el a câștigat din primul sezon. Primul sau al doilea sezon a câștigat în Euroformula. Anul ăsta a avut 3 victorii în Formula 2. Petruț este unul dintre foarte puțini, dacă nu chiar singurul pilot care în anul ăla din Euroformula a reușit să ia pole position-ul lui Drugovici, chiar la prima cursă, la Estoril. Mergeam cu Fortec, ții minte, da. Petruț? Da, țin minte. Țin minte că am plecat din pole position și mă depășeau pe linie dreaptă. Da, aveau ceva în motoarele alea. E adevărat. Valentin, mai ai întrebări în legătură cu pilotajul și alte de alea sau îl putem lăsa pe Petru să se ducă liniștit? Păi stai să mai întreb eu dacă e ceva. Las pe Vali. Ce urmează? Bun, a făcut cursă weekendul ăsta, a mers bine, a mers foarte bine, dar ce urmează? Că eu l-am promovat și eu pe grila de start și mă tot întreabă lumea acolo, când îl mai vedem, ce curse mai face? Mai sunt în 2020 sau în 2021? Ce curse mai face? Momentan nu am stabilit 100% programul pentru anul viitor, dar o să mă îndrept spre anduranță. Încă nu știu ce o să fac, dar nu știu unde voi concura exact. Și uite, te mai întreb încă o chestie, pentru că și ăsta a fost un subiect la sfârșitul săptămânii. Nu știu dacă ai urmărit ultima etapă de Formula 1, a avut COVID, Lewis Hamilton. Și a trebuit să stea pe margine la ultima cursă. În locul lui a venit un copil și ăsta, 22 de ani, George Russell. Și după 400 de kilometri acoperiți în antrenamente și calificări cu mașina, era cât pe ce să-l învingă pe Valtteri Bottas. Îl știi pe Russell? Pe Russell îl știu. Îl știu de la karting. Mulți... Te rog, scuze, spune. Am concurat cu el pe circuit acum câțiva ani, dar eram la categorii diferite, eram la niște teste. Nu mai știu minte, eram undeva în Anglia, Horia, eram cu Kalle. La Rockingham, da, am și o poză undeva. O să o facem publică. Altceva vreau să te întreb. Mulți spun că, de fapt, datorită mașinii a mers atât de bine și că, de fapt, poți să pui și o maimuță în cockpitul modelului Mercedes pentru că mașina câștigă. Poți să pui pe oricine acolo pentru că oricum va câștiga o cursă. E reală părerea asta? Sau? Bine, să nu exagerăm. Adică dacă l-am pune pe Horia, sunt sigur că nu a reușit să câștige o cursă. Dar zici și tu, dar o maimuță ar putea, nu? Nu bag mâna în foc. Deci tu cunoscându-l pe Russell spui că e meritul omului 100%. Eu cunoscându-l pe Russell știu că a fost mereu un pilot rapid și a câștigat curse și a făcut rezultate mereu și în karting și pe parcursul carierei. Dar este normal ca mașina să fie rapidă. Din moment ce a câștigat cu ea și Hamilton a mers mereu tare. Sincer, nu știu ce să spun. Uite, Petruț, avem un mesaj de la Alexandru Hiloche care spune că băiatul lui face karting și se uită la tine și îți sorbe fiecare cuvânt. Ce sfat ai pentru copiii care fac karting și care se apucă de karting acum? Pe ce să se concentreze ei? Păi, în primul rând, trebuie să se antreneze cât mai mult și să facă cât mai mulți kilometri. Nu? Și să fie cu mintea acolo, nu? Da. Să... E... Știi cum aveam vorba aia cu switch on și switch off? Da, if you can't, cum era, cum zicea Mick Curos de la Fortec, directorul lor tehnic, spunea if you can't switch off, you can't switch on. Adică atunci când nu ești pe circuit, când nu ești pe circuit sau nu ești la curse, trebuie să știi să te și relaxezi, dar atunci când ești la circuit să fii numai acolo cu capul. Cam asta era. Și să n-ai alte griji. Să n-ai alte griji, da. Și uite, Alex te întreabă, Petruț, ILMS sau Le Mans Cup? Către ce te uiți mai atent? Eu, sincer, aș vrea să concurez în ILMS, dar încă nu știu sigur ce va fi la anul. E vorba și de buget și de mai multe lucruri. Amândouă sunt, chiar între ele era discuția. Da, între ele era discuția și să vedem cum reușim să stăm cu bugetul și ce reușim să legăm. Dar oricum, Petruț a făcut treabă foarte bună, a lăsat mașina ca lider cu peste 50 de secunde avans când a preluat-o Julien. Apoi lucrurile cu, cum să zic, a fost o cursă de antrenament asta, nu, Petruț? Și până la urmă asta a contat, că ai văzut cum e cu startul, ai văzut cum e cu strategia, dar ți-a plăcut. Da, într-un fel e și un lucru bun că am rămas 2 ore pe circuit, pentru că a fost un test pentru mine să văd cum mă descurc la un double stint. Eu niciodată nu am mers atât de mult cu o mașină și mi-era frică, sincer, și să merg o oră. Și m-am descurcat foarte bine la acel double stint, a fost un antrenament bun. Chit că nu am câștigat până la final cursa, dar m-am mulțumit foarte mult că am lăsat mașina pe locul întâi și aveam o distanță destul de mare față de ceilalți. Ok, Petruț, îți mulțumim frumos pentru prezență și ție și lui Florin, că încheiem acum partea de circuit. Mult succes, Horia, pentru Petru, că chiar merită. L-am urmărit și eu în curse și știu ce poate și mult succes de acum înainte. Mulțumim frumos. Și Petruț, te mai așteptăm în emisiune cu prima ocazie. Mulțumesc. Seară bună. Numai bine, seară bună. Mulțumesc și eu, numai bine, bună seara. Bună seara. Valentin, te las pe tine să-l prezint. Bună seara și bine ați venit. Așa, să-l prezinți pe următorul invitat. Nu plec, dar te las pe tine. Uite, bă, cum s-au cerut toți așa, pac, să cine mai zic băieții noștri aici pe Facebook, care de fapt... Ies și eu dacă vrei, rămâi numai tu, uite. Nu mai las așa. Uite, Flavius Croitoriu ne salută, toată lumea, ca de obicei. Și zic să intrăm și noi în zona noastră mai cunoscută așa, de rally, nu? Așa. Și ca să intrăm în zona de rally, trebuie să-l aducem alături de noi pe celebrul copilot Bogdan Iancu. Bogdan Iancu! Uite, nu că mai poate, cred că s-a plictisit rău de tot. Nu mă tot întrebam cât am așteptat. Ce naiba, vreți să nu se mai uite nimeni la emisiune de m-a schemat pe mine? Păi pe tine te-a ținut așa mai pentru final, ca să... Că nu, despre... nu mai stă lumea podcast. De aia. Da. Nu, că stă lumea, dimpotrivă, știau că vii și uite, s-au pregătit și ei. Bogdan a făcut cu noi un episod de podcast ieri, tot așa, atac târziu. Ne-am amuzat copios. Ne-am amuzat foarte tare, așa că l-am invitat ca să continuăm conversația în live aici. Da, dar trebuie să spunem că ne-am distrat aseară mai tare după ce s-a terminat podcastul. Am mai stat 2 ore. Am mai făcut și prelungiri, da. Dar uita, Horia, să țin apăsat pe rec acolo și... Crezi tu că am uitat. Cred eu? Am înțeles. Ai văzut că se editează podcastul de joi, de poi mâine. Și o să fie interesant. Eu sper să se editeze. Vrei să dăm așa în premieră numele invitatului în episodul de joi? Sau... Nu, hai să spunem doar că este un mare fan de al nostru de pe Facebook. Acum nu știu dacă a mai rămas pe YouTube. L-ai văzut pe acolo? Că eu nu l-am referat. Nu l-ai văzut. Nu l-am văzut, nu. Pentru că E pe Instagram, că am pus acolo un filmuleț și îi place prea mult și cred că se uită în continuu la el. Păi să spunem că e vorba despre un campion din 2020, nu? Asta cine urmărește, păi da, cine urmărește Instagram-ul a auzit acolo deja și s-a prins, că probabil că l-a recunoscut după voce. Da, hai să lăsăm suspansul mai până joi. Să nu ai înregistrare. Așa, un mare fan. Asta a fost de-a lui Fujiu, da, mulțumim Fujiu, un mare fan. Mulțumim, da. Un mare fan, uite ce, Vali, întreabă lumea, oare despre cine o fi vorba, știi? Uite, Tudor Silaghi întreabă. Nu întreabă, a zis? Zice, nu întreabă, da, Resiga, exact, da, despre el e vorba. Manu Resiga. Dar ce mai zice acolo deasupra, Alexandru? Că nu prea bat bine, că e departe. Ia uite, zice și Manu că e aici, hai că sunt și aici. Uite-l mă pe Manu, era cu Manu mă, de-aia nu-l vedeai. De-aia nu-l vedeai. Da, uite, Alexandru Hiloche spune că băiatul lui începe să meargă tare și depășește un vicecampion de la junior pentru că la acea clasă se bate el și se antrenează foarte mult, dar pe circuit lasă telefonul jos. Asta e important. Și asta, uite, înainte să iasă Petru, trebuia să-l întreb ce face el cu telefonul, dar și el lasă telefonul când e vorba de curse. Păi stai, mă, și frate, că nu cred că poți să text and drive la circuit, nu merge. Nu chiar text and drive, mai păcălești, da, mă mai păcălești, da. Să știi că sunt mulți care prima chestie când ajung la circuit sunt cu telefonul în mână și se dau în mașină și după aia iară sunt cu telefonul în mână. Să vadă ce fac prietenii, Instagram și alte de-alea. Ori nu, Petruț nu, Petruț îl lasă în... Păi dar n-au și oameni care se ocupă de promovare și de... Tu ce faci acum? Nu de promovare, bagă pur și Instagram-uri. Eu sunt ăla care ia telefonul, hai gata, vine la mine în buzunar, știi, îl mai vezi de seama. Cam asta e. A, deci nu postezi nimic, așa bolangiu ești. Uite mă, bine mă, vezi să știu să nu te iau vreodată. Mai postezi, mă, cum să nu? Mai postezi, mă, da, acum nu vreau, că nu vreau, eu vreau numai la că te dai, dacă nu, nu vin. Păi dar despre dat e vorba. Deci ai să ne spui ceva? Sau? Păi vrei să facem live-uri așa, de acasă? Că de acasă facem live-uri, de acasă facem podcasturi. Dar din cursă, din parcul de service, când facem un podcast? Că de când mă ameninți? Păi trebuie să înceapă cursele la anul, nu? Să sperăm că încep. La anul, da. Bogdan, ce știi tu despre treaba asta? Optimistul nostru de serviciu. Optimist. Deci eu cred că știu cel mai puțin. Sunt cel mai rupt de realitate și cel mai nepovestit despre curse. Bă, eu cred că ești super angrenat în realitate, că tu știi cu COVID-ul, știi cu protocoale. Da, așa, cu aia da. Cursele mai puțin. Da. Păi și ne lasă COVID-ul să facem curse la anul în România sau nu? Păi anul ăsta ne-a lăsat. Da, chiar și anul ăsta ne-a lăsat în țară să facem curse cât... mai mult decât alții pe afară. E adevărat. Exact. Chiar vorbeam în podcast despre VRC, cum li s-a întâmplat băieților lor, s-au anulat etape. Ia uite ce Flavius, că postează Valino pentru toată lumea, de asta are 11.000 de postări. Păi da, trebuie, nu? Stai că tot dau reposturi aici, că uite, intră lumea pe Instagram și ne bagă aici pe story-uri și te să dăm și ne frumos repost. Foarte bine, îți dau și contul de la TAC, trebuie să bași acolo pe repost. Nu mai lasă, că nu-mi place să switch, că poate postez greșit. Cred că la mine și de fapt sunt dincolo și hop, hop. Tu cum ești cu astea cu social media, Bogdan? Te ocupi? Nu prea-s prieten cu ele. Spune tu, Valerii, că cine mi-a făcut? Ce? Sebi, nici atâta. Sebi, săracul, e complet pe din afară. Dar spune-le tu cine mi-a făcut mie primul cont, și singurul cont de Facebook. Nu-ți aduce aminte? Când am fost noi la Zăpadă, în 2009, la restaurant, tu mi l-ai făcut. La gulaș. Ai zis, da, ai zis cum poți mă să n-ai cont de Facebook? E așa simplu și atunci mi l-ai făcut tu. N-a venit de Facebook? Era 2009, ai zis? 2009, da. N-aveam ce să am. Păi acum dacă lumea vrea să te vadă pe Instagram, ai vreo 4 poze. Da, am multe puse de alții, da, e adevărat. Nu prea-s prieten cu social media. Deși ai mers cu Alex Filip, care e guru pe domeniul ăsta. Păi l-a compensat Alex, exact. Alex Filip, nu? Da, dacă mai dă el câte un tag, așa mai apar și eu. Băi, dar dacă tot am ratat în podcast acolo și ne-am întrebat pe Bogdan să ne facă și el lista ca la Gabi, cu copiloții. I-am mai zis pe unul altul așa din când în când, dar să ne zică el, frate, lista completă. Stai așa că nu pot așa, numai dacă facem... greu. Fii atent. Vezi că poate uiți vreunul, să vezi după aia necazul. Poate Excel-ul. Deci cred că e la bătaie acolo cu Gabi, cred eu că nu cred că ai listă. Ai listă? Nu, n-am listă. Știi ce fac acum? Ce faci? Mă uit, mă uit pe VRC, ăia-s cei mai pregătiți, eu așa ceva... Bă, dar băieții, dar chiar, frate, l-a făcut și niște deci donații la un moment dat, merită. Și eu am făcut, băieții sunt senzație. Și foarte simplu afli... fiecare mașină, unde merge, la ce raliu, ce pilot e creat. Toate informațiile le ai. No, fii atent, că pot să-ți dau deja... Deci, driver și... Stai așa să vedem. Apare că ai mers și cu mine? Cum să nu? Ia zi și ce curse, că dacă tot am uitat aseară și nu ne-am amintit bine? Păi eu îți spun eu că m-am gândit eu după aia. Noi am mers vreo 4 împreună. Oficiale, că așa ne-am mai dat noi pe la rally show și din alea. Am mers 2 curse cu Evo 7-le, la Botoșani și la Harghita. Am mers am mers 5 curse. Am mai mers cu 7-le odată la zăpadă, am mers cu 9-le la zăpadă și am mers cu Saxo la Harghita. Prima cursă. Da. Și cu Saxo la Harghita, deci avem 5 împreună. Bă, da, știu că am fost și cu Gabi la un Botoșani, la un rally sprint, înseamnă că a fost de 2 ori. Da, știi când? Atunci când m-am însurat eu de a-i veni direct de la Botoșani la Sibiu, la nuntă. Ne-a rămas fără plăcuțe și au luat foc frânele, parcă pe coborârea aia, din ce mi-aduc aminte, da. Nu știu, că eu aveam alte griji atunci. Fii atent. Și la tine, auzi, bă, stai că mai știu pe cineva, uite băiatul ăsta... Gălbejitul din stânga mea de aici. Ia uite, numai de-astea am băgați azi, mă. Gălbejitul. Ce s-auzea la tine la nuntă acolo, când erați voi? A, da, venea Valentin cu mașina de curse, da. Și după aia mi-a zis, cadoul lui a fost așa, mi-a zis, bă, să știi că am venit repede să ajung la tine, îmi datorezi 4 gume. Bun. Bă, dar am venit, chiar am venit, frate, i-am dat un pic de la Pitești. Dacă, îți dai seama dacă am stricat 4 cauciucuri de stradă? De la Pitești la Brașov. Auzi, dar știți, ții minte, Bogdan, că te-am întrebat aseară, uite, Manu Resiga ne întreabă din nou. Zice, ați ajuns departe cu Saxo ăla? Bă, am fi ajuns. Eu înțeleg ce vrea el să... Dar lasă că o să primească răspunsul când se va uita la podcastul nostru. Că știi că aseară am povestit de Saxo. Dar nu mai știu dacă am și înregistrat. Nu știu acum dacă a fost... No, ideea e că atunci ai spus încă o dată că e simplu. Dacă mergeai cu Saxo acum 15 ani când era perioada lor, era perfect. Acum, na, îți depășite și ele, ce mai vrei? Păi stai, mă, că n-am mers nici el anul ăsta, am mers anul trecut. A, scuze, acum 14 ani atunci. Așa, hai zic cu lista aia că te-am întrerupt acum. Da, mă, uite că m-am edificat între timp, e vorba de 13 piloți. Așa, hai să-i auzim. Zi pe rând, dar cronologic. Gabi parcă avea vreo 17. Păi i-am în ordine alfabetică, s-au ocupat ăștia de la EVRC. Deci fii atent, începe așa. Anton Grigore, Anton Grigore, Balea Ioan, Barbu Sebastian, Brașcovici Antoan, Filip Alexandru, Gref Gunter, Ionescu Horațiu Cristia, Leu Mihai, Mitre Andrei, Mureșan Mihnea, Porcișteanu Valentin. Oh, Ungureanu Bogdan sau la V? Ungureanu Bogdan și Vârtaci Aconi Cristian. Na, ești mulțumit acum, Valentine? Că vreo 2 nume de pe acolo nu prea le știu. Păi eu fi de pe la istorice. De la istorici o fi, că știi că eu am ars-o și pe acolo o perioadă. Ne-ai povestit și cu regularitate? Nu. Aia cu regularitate e altă poveste, dar merg și la viteză la istorice. Regularitatea altă. Bogdan, știi de ce te-am făcut full screen acum? Te rog. Să-ți văd reacția când te întreb care dintre ăștia e preferatul tău. Mai spart. Mai spart, chiar că. Bă, având în vedere... Nu. Acum... Nu-i corect ce faceți voi. Nu e, știu. Da... Hai, mă, ce dracu, chiar trebuie să răspund la asta? Nu trebuie să răspund. Zic care a fost primul. Uite, hai să zicem așa. Care a fost primul? Nu e vorba de primul. E vorba că, știi cum e, ăla cu care ești acum, ăla e... Ăla e preferat. Scuze-mă, îmi cer scuze. FJ m-a pus să te întreb chestia asta. Bă, dar pe săracul Dobre, dacă l-a întrebat treaba asta, la ce să răspundă, mă? Că l-au să zic că, frate, eu am fost căsătorit toată viața. Da, dar să știi că și la Marta al tău, dacă intru, deci fii atent. Mai merge el cu Grigore? Să știi că are și el câțiva, deci... Are vreo 2-3. Ia să vedem, câți are, ia să vedem. Deci fii atent, Dobre. La Gabi Lazare s-a terminat tușul în imprimantă. La el, da. Dobredanie, l-am găsit. Și Danie. Are cât? Dobredanie. Ei, apropo de asta, pune pauză un pic. Era cel mai fericit când am mers în Croația la raliu, că îi ziceau aia numele non-stop. Da, Dobredan, Dobredan, zicea, eu sunt. Dobredan, eu sunt. Ai să râzi, dacă m-am întors prima oară din Croația, pe Marta l-am sunat. Să-i zic de Dobredane. Da. Și am făcut atunci și poză la o barcă. Am găsit o barcă care se numea Marta. Oh, da, asta sunt multe Marte, da. Noi de aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are, mă. Ești nebun? Bă, 8! Adică... Stai așa. Tu mă ceri pe mine cu 13, auzi. Pe unul ești tu. Da. Stai, dar mi-a plăcut cum a început, Valentin. 1, eu. E, normal. Dinu Dragoș, prietenul emisiunii, așa. Adi Grigore, da. Rusu Andrei. Așa, mă, am mers și cu... Ce-i vezi? Eu mi-aduc aminte, la Tulcea. Cu amortizorul, stai că să povestesc o fază tare, apropo, țină pe stand-by acolo, da, zi. Așa, Alina Carmina Bunica. Am zis de Alina, da. Da, Eugen Cărăgui și Ciobotea Cristian. La iarnă au mers cu Eugen. Cu Chițanu? Da, dar cu Chițanu unde fi mers oare? Cu Chiții nu știu unde au mers, dar e aici, ce să mai... Cred că tot la vreun ceva de asta, da. Și acum, dacă tot ați pomenit voi de Nea Gabi, uite, o să-l caut și pe el să văd dacă m-a bătut sau nu. 17, adică. 17 el, parcă. A, Gabi Lazar, da, 29. Și atunci, ce mă cerți, mă, pe mine cu 13 în 20 de ani? Ce să fac, mă? Păi de cine să mai iau de Horia? M-am luat destul până acum, ai apărut tu. Îți dai seama că deja devine suspect dacă te iei de mine, Valentin. Da, toată emisiunea numai pe tine a fost dramată. Toată emisiunea, de ce să zici? De Petru n-ai ce? Florin a plecat. Florin a plecat, că s-auzeau niște copii pe fundal pe acolo, cred că era unul singur. Da. Da. L-ai găsit pe Gabi Lazar? Am renunțat, că ați zis voi că știți, e vorba de 17, nu? A, nu renunța niciodată. A, nu? Nu stați așa un pic. Nu te luați până că auzi tu. Zic eu despre amortizorul ăsta. Bă, 18, bă. 18. Vezi, semn că am greșit. Păi să nu vă mai aud. Valerica, să nu te mai aud. Bine, mă, gata, nu mai zic nimic. Ia zi, Valerica, cu au venit în parcul de serviciu, mergeau cu un Logan de la... Cine a venit în parcul de serviciu? Andrei Rusu și cu Dobre în dreapta. Așa. La primul raliu al lui Andrei, mai făcuse și el niște coaste, dar acum era și el la prima etapă la Tulcea, la Delta Rally. Și au venit în parcul de serviciu și în ultimele minute se bagă prietenul nostru Vali Popa să-i facă verificarea la diverse componente, printre care amortizoarele de spate. Și când se uită sub mașină, ăla de pe stânga nu mai era. Deci nu mai era. Nu că se slăbește, cum se slăbește el de regulă. Este stat de sub mașină și zice, bă, unde e amortizorul de pe spate? Deci se uită unul la altul, bă, la mine nu e, la mine nu e, nu știu, frate, unde e. Păi unde e, că nu mai e, păi nu știu, frate, la mine nu e, n-auzi că nu e, uite-te, nu e, niciun buzunar. L-am fi pierdut pe undeva. Păi și ce facem? Lasă că mergem așa, cum o să mergeți așa, stai să găsim unul, să punem aici la loc. Da, deci ei nu și-au dat seama că au pierdut. Că l-a făcut urât când a plecat de acolo, frate. N-a plecat așa. Dar aveau când au început, nu? Bang, îți dai seama cum... Îți dai seama că l-au avut de la început, da. Și după aia mașina de că făcea doar parc, că era barca pe valuri, știi? Dar bă, dacă toți suntem lângă Tulcea, lângă Delta, pe aici au fi de la apă, știi? Că face așa. N-au mai zis ei. Asta e raliul ăla despre care povesteai tu, că ți-a plăcut, Bogdan, nu? La Tulcea. Da, da. Nu. Ăsta era pe Macadam. Eu povesteam de un raliu pe asfalt. O singură dată a fost ăla pe asfalt și a fost autostradă și cam a murit. Da. Dar ăla pe Macadam ți-a plăcut mai mult, nu? Na, nicio legătură. Ăla era raliu adevărat. Foarte mișto. Apropo, Valerica, știi ce mi-a amintit astăzi Facebook-ul? Că astăzi s-au împlinit 9 ani de când am plecat noi atunci în Austria la teste cu Evo 9. Nu cu Evo 9, mint, cu ce era, cu R4-le. Ți-aduce aminte la Baumschlager? Cu George Ah, când am fost să merg cu R4 atunci, da. Exact, exact. Bă, ce mergeam moșuletele la frate, pe zăpadă, da. Incredibil. Te-a dat și pe cine? Moșulete. Baumschlager, nu, Raimund. Baumschlager. Ah, ok, ok. Da, de atunci o mai obținut, dacă au trecut 9 ani, o mai fi obținut vreo 7 titluri. Da. Foarte șmecher era nenea. Da. Da, mă, și mai... mergea... Un fel de Tiberiu Troia al curselor din 1+1=11, da. Da. Și am mers cu niște biscuiți din ăștia de zăpadă, dar nu cu cuie mari, pentru că era asfalt. Era asfalt. Era foarte, foarte, foarte mici. Adică gen Ian Rally, cum se folosește la celebre exact. La începutul anului. Uite, dacă nu știm ce să facem de Revelion, mergem la Ian Rally. Sau mai ține știu? Că e aproape, nu? Am văzut reclamă, deci clar trebuie să fie. Da. Ceva e undeva. Cel mai tare raliu, Horia, de Revelion, ești acolo, la recunoaștere. Da. Sau ești pe drum, știi? Adică Revelion se face raliu. Că primul weekend atunci, care de fapt e 1, 2, 3, mi se pare că a fost și la shootout-ul ăla la care ai fost tu sau nu? Nu. Era tot pe acolo, la fight, dar nu are legătură. Raliu e raliu, shootout-ul a fost făcut în zona respectivă. Okay. Dar zona aia e și parte din probe, da. La Freistadt. Freistadt, am înțeles. Da, uite, de ce pont. Înseamnă că și la noi... de al lui Bogdan. Dar la noi se ține raliul pe zăpadă, se ține, nu? La anul. Dacă e zăpadă, dar n-ai și zăpadă în București. Acum mi-a trimis cineva fix, acum câteva minute o filmare. Mamă, deci Winter Rally la București acum. Este? Da, să vedem ce o fi în februarie. Live forecast acolo. Mai e mai FJ sau a plecat? FJ să plece? Unde să plece? Uite-l aici. Ia bagă un live webcam de la Piața Victoriei. Caută și tu pe acolo să vedem nămeții. S-a schimbat culoarea în spate la tine, FJ acolo? Ia să... Nu, e tot albastru. Nu, e tot albastru, suntem ok. Dar dacă vreți, se poate schimba. Da. Când facem dedicații pe culoarea din spatele meu. Lui FJ. Hai să vedem, că nu știu ce zice Vali, să pui acolo live forecast. Mă facem și emisiune meteorologică. Bă, nu știu, dar era zăpadă multă la București. Pune lui Vali o hartă în spate să ne arate cum e cu regiunile, în Crișana și Banat. Să vezi ce e la Sugar acolo. La Sugar am văzut că și-a făcut ITP-ul la mașina astăzi, era acolo pe Insta, își făcea ITP-ul. Deci se pregătește, că tu vorbeam, Bogdane. La golful lui, probabil că la vreo istorică ceva, are vreo cursă istorică și a făcut ITP-ul. Frumoasă mașina aia, mi-ar plăcea, să fiu sincer. Da? După așa una din aia, după un GTI din ăla, mă tot uit eu. Cred că dacă îi dai la asta o mașină de curse, s-ar putea să-ți udea. Ne salută și Eugen, îl salutăm și noi pe el. Salut, Eugen. Ceau, Eugen, că pentru la anul că niște calcule acolo cu ce mașină să acceseze pentru 2021 și vezi, na, știi că orice e de vânzare la prețul corect. Clar, fără discuție. Bogdan, dar spune-ne un pic cam ce se întâmplă cu raliurile astea. Dacă mi-a dat cineva o poză de la București, uite. Hai să vedem întâi poza lui Valentin. Un prieten nostru de pe grup aici. Pe ce grup ți-o pun, mă? Pe Racing Update aici, da? Ia trimis Update. Ok. Și întuneric. Cu un pic de lumină. Păi dacă ești acolo în grup. Da. Cu ocazia asta salutăm pe prietenul nostru. Mamă, ia uite ce e aici. Uite mă că a găsit-o, mă, frate. Dar e de la Universitate, de la Unirii, pardon. Asta e acum live? Da. Păi da. Wow, așa zăpadă în București, mă? Păi în Sibiu e uscat. Auzi? Păi dacă voi sunteți la munte, așa e la munte. Știi ce îmi place? Eu întreb, e live și FJ mută numai mouse-ul acolo să se vadă live, știi? Nu puteam să zic, da mă, e live. Am mutat mouse-ul acolo, am cercuit așa, știi? Ia mai fă o dată. Dacă n-am punte. Vezi că e live aici. Ei, suntem noi, mă, ăla e live-ul nostru. E live în live sau cum? Vrei să dau mai tare? Dă-i mai tare, da? Uite, mă, ne spune aici prietenul nostru Bogdanei, Chițomanu Ciobotea, zice rally sprint câmpul lung cu volanul. S-a dat dopul cu el. Când i s-a rupt volanul sau nu știu ce au pățit. Da, nu știu. Au mers de la câmpul lung. Pe ăla l-am ratat. Dar unde ai văzut tu comentariul ăsta, Valentin? Pe WhatsApp. Eu scris în privat. Păi deci asta înseamnă că ne ascultă lumea, frate. Păi ne ascultă, dar scrie numai ție, în privat. Voi fi tivat eu prea tare, m-a auzit de pe scară cineva pe aici. Da, hai să-l întrebăm și pe Manu Resiga, dacă tot e pe fază, dacă așteaptă cu nerăbdare să-și audă vocea, că am înregistrat acum vreo lună. Mai știe ce a povestit oare acolo? Toate ăurile, și toate pauzele și toate, deci nu mai pot deja. Le-ai decupat? 28 de minute, mai am. Sper că până zi termin. Bă, merge greu, frate. Deci Bogdan, când a auzit aseară că mai stau să mai pierd încă pe atâta timp cu editatul, a zis, bă, ești nebun, serios? Da. Bine, e și maniac, adică trebuie să sune perfect la Vali, știi? Păi, na. Deci e mult mai pont live-ul. Dar tu știi că am făcut podcast cu Bogdan Tomescu de la Stax și el povestea că și ei fac podcast, dar ei nu decupează nimic. Ei lasă discuția așa, cum curge, cu ăuri. Și Vali, când a auzit, a zis, atât a zis Vali atunci. Nu. Ne mai zis cineva, Marian Andrei. Da, și Marian Andrei, corect, da. A zis, nu frate, este curat așa cum e cu totul, ca un fel de live. Dar nu că nu stau să muncească, să fie natural. Da, mă, dar la un moment dat sunt niște pauze, pentru că acum m-am și prins editând de fiecare dată. Cred că sunt și niște laguri între noi, până l-aude pe celălalt. Știi, tu zici ceva, el te aude cu un pic de lag, până răspunde iar un pic de lag și niște pauze acolo care la un moment dat așa că te enervezi ascultând podcastul ăla. Uite ce zice Manu, că fix de-aia îi place lui podcasturile, că nu mai sunt lagurile astea de care spui tu și ăurile și ele. Acum nu că băieții n-ar vorbi cursiv, știi? Noi nu vorbim cursiv, dar invitații sunt întotdeauna brici. Iar tehnologia, să știi că dacă scapă vreun cuvânt aiurea, eu îl mai dau aici pe microfonul și dau vocea din off și mai bag încă o dată dacă ai zis ceva aiurea. A, da? Ia uzi, mamă, câte asta mai făceam, frate. Exact asta, mai stau să dublez. Hai că la mine aș putea. Fără probleme, da? Da, dar știi că chiar mă gândesc să rugăm pe FJ să facă și subtitrări pentru podcast pe YouTube. Ia uite, deja nu mai poate. Dar zici că multe subiecte, adică multe frame-uri din anumite subiecte pică direct. Adică dacă văd că nu se leagă între ele sau nu-mi place, a zis despre ceva, japa, out direct. Nici nu mai stau să mai... Adică calitatea contează. Chiar dacă era ceva interesant acolo și trebuia să rămână, nu se poate. A căzut. Nu. Numai la tine ai tăiat. Câte minute îți mai rămân din emisiune? Păi dintr-o oră de înregistrare ies cam vreo 10 minute așa curate. Bun. Nu, deci noi am înregistrat aseară o oră și 2 minute, da? Că am pus și pe Instagram, Bogdan. Deci vreo 40 minute s-ar putea să iasă. Cred că ies vreo 40 din alea. Păi nu e rău. Nu e și asta numai tăind astea, pauzele. Tăind pauzele, că nu taie din subiectul de discuție. Decât dacă unul dintre invitați zice la un moment dat, bă, vă rog eu frumos, nu trebuia să spun ce am zis. A fost cazul, da. Și vezi că live-ul până la urmă e bun să nu fie live. Să spui ce gândești, mă. Dar e bine că am văzut un comentariu acolo, mi-a plăcut, Horia, că ne putem numi și noi podcaster mai nou, că suntem 20. Dar nu știu dacă vrem. Păi nu știu, vrem sau nu vrem. Hai să-l ștergem pe ăsta cu Bogdan atunci. Îi dăm andu. Control Z. Fix l-am lăsat, adică... Scuze-mă, Bogdan, zi. Te rog, nu, zi. Nu, voiam să zic că am lăsat un lemn mai nasoale, să-l ștergem pe ăsta cu Bogdan, care a ieșit chiar bine, abia aștept să-l difuzăm. Eu cred că putem să facem ceva. Repet, eu cred că ieșea mai bine dacă după ce am încheiat podcastul începeați să înregistrați. Da, mă, ăla era mult mai tare, era dezinvolt, așa, după ora de vorbit, Bogdan era deja liber, nu mai avea probleme, nu mai avea trac. Da, mă grăbeam să plec la muncă. Era tot acum. Exact. Asta e treaba, că totdeauna e mai bine după ce încheiem înregistrarea, mai stăm și povestim și atunci e mai interesant. Dar problema e că deja e târziu, că noi oricum înregistrăm la ore din astea super nasoale, ai văzut, Bogdan, ne-am sincronizat greu. Dormim pe noi oricum. Bine că reușim. Hai că suntem niște eroi. Nu știu dacă ați observat, noi spunem asta că fiind niște eroi trebuie să ni se ridice și nouă, nu știu, niște statui, niște din astea. Da, și dacă mai rămâne rahat să ne facă și soclu. Exact. Băi, dar să știi că, Horia, deci dacă vrei să rămâi la numărul ăla de 20 în 20-20, nu vreau. Ia-le pe toate la ascultat, vezi care nu ți-a plăcut, pac, îl ștergi, vii cu unul nou. Păi da, uite, deja sunt mai multe de 20. Pui unul nou. Deja sunt mai multe de 20, așa că nu mai merge treaba asta. Deci suntem podcaster, mă, frate, gata. Hai gata, suntem. Uite, super, excelent. Suntem podcaster, mă. La un microfonul ăsta. Valerica, să mă anunț și pe mine când să mă uit la podcastul ăla, nu de alta, dar jur că azi noapte când m-am băgat în pat, nu mai știam ce am povestit. Jur. Băi, ești de bun, ai și uitat așa repede? Ce-am povestit în podcast, repet, că noi am mai stat 2 ore la povești după. Păi ce e mai nasol, aia a rămas înregistrată, îți dai seama. Na, atunci e ok. Hai, uite ce zice Manu. Hai, Racing Update, avem un nou campion mondial, cât de rău vă pare că nu e Evans. Ia ziceți, domnule. Asta îi spuneam în podcast aseară lui Bogdan, că el s-a bucurat, frate, și a zis, bă, cred că ești fanul cifrei 7 în cazul ăsta. Posibil, nu știu, dar eu m-am bucurat. Și explică-ne și de ce. Aia e, că nu știu să spun de ce. Da. Am văzut 2 poze foarte faine după aia, după premiere, după ce a fost una și mie? Da, aia din recepția hotelului unde... Bă, frate, este senzațională. Iar eu trimis de FJ, nu? Deci poza este senzațională și după aia a doua zi mai are una în avion cu cupa lângă și cu paharul de șampanie. Deci omul este cât se poate. Ce avion era ăla? Jet privat. Dar de aia zic, omul începe să semene tot mai tare cu Leb, nu știu. Așa mi se pare mie. Păi de la nume, probabil. Băi, trebuie să punem, te rog eu, FJ, mai pune și uite, mi-a trimis aici prietenul nostru, Master Răzvan. Prietenul emisiunii noastre. La noi, frate. Spiritul Crăciunului, te rog eu, pune acolo să vadă lumea cum ne urmărește prietenul nostru, Master Răzvan. Hai să vedem, că sunt curios, da. Cum ne urmărește prietenul nostru? Nu cu pe albastru cum se uită FJ, pe verde. Mamă, ce cromatic. RGB, oricum. Ce cromatică. I-ai trimis de FJ? Ia uite. Mamă. Ia uite. Excelent. Vezi? Așa primire se face. Așa intri în casele oamenilor. Da, cu colindul direct. Cu colindul direct, da. Excelent. Mulțumim, Răzvan, pentru căldura pe care ne-o arăți. Vorba lui Florin Ion. Da. Da, într-adevăr. Așa că Florin Ion, care poate ne urmărește la acest live reușit fără... Da, eu aș l-aș întreba pe Manu Resiga de ce îi pare rău că nu e Evans. Adică de ce ar fi fost Evans? Ce, prea mult OJ sau ce? Care e problema? Bă, că nu înțeleg. Ar fi meritat și Evans, nu? Poate cumva. Sau era prea devreme pentru el? Totuși? Nu știu ce să zic. Eu cred că... Ia uite. Voi și Fuego, uite. Noi și Fuego, da. Exact. Evans, pentru că să mai schimbăm un pic aerul, probabil. Să mai vină și altcineva. S-a mai săturat lumea și de francezi. Păi a fost anul trecut Tänak. Gata, o rupt un pic monotonia aia de 16 ani. Mai în 2011 care a rupt monotonia străinilor. Valeriu, dar tu când te-ai dat cu Tänak la shootout, la Pirelli Star Driver acolo... Era târbat, n-am vrut, am zis să-l las. Da. Am observat, da. Dar voiam să te întreb... M-a impresionat că a venit cu Markko Märtin și am zis, bă, dacă s-a chinuit să vină cu Markko Märtin până aici, să ne spună și Bogdan că a fost și el prezent, hai bă să lăsăm să câștige el shootout-ul ăsta, că a venit cu Markko Märtin. Dar era de pe altă planetă omul? Bă, culmea că nu. Tocmai oamenii, adică Bogdan și cu restul, erau pe margine și își luau notițe. A, ăsta nu, a, ăsta încet, subțire, a, ăsta nu. Bă, nu, ochiometric nu, într-adevăr. Deci nu ne-a impresionat absolut deloc. Noi eram fascinați de... La partea de asfalt. Da, la partea de asfalt deloc. Eram fascinați de ăia, de care știam și noi mai multe, că noi de Tänak nu auzisem prea multe. Eram fascinați de Neixans, de Svedas, dacă îți aduce aminte, da. Vali. Da. Ei aveau deja câte 4 titluri în Lituania. Fiecare țara lui avea, da, o grămadă, da. Și erau foarte Simone la el acolo. Da, și cumva noi eram atenți la alții. Și apoi când început macadamul ne-am liniștit, ăsta e adevărul. Bă, dar eu știu ce, ăla a fost șocul total, la asfalt. Oamenii ăștia din nord, da? Suedezi, norvegieni, care aveau mașini strict de macadam. Bă, săracii, cred că pentru shootout-ul ăsta au făcut și eu chet, au vorbit cu careva, dați-mi și mie niște jante de asfalt împrumut, minim 4-6, dați-ne și noi niște jante, că avem și o probă de asfalt acolo. Bă, și au mers cu frânele de macadam. Deci să vezi roata aia pe 18, pe față, care e mare, și cu frânuțele alea de macadam micuțe, așa, discurile ca de Logan, da? În rest vedeai gol. Da. De regulă frâna de asfalt pe față are, nu știu, 355 parcă diametru discul. Și etrierul e același, în fine, dar discul era foarte mic. Și noi, uite, pe ăștia cu frâne de macadam. Deci ori să-și iau ăștia o bătaie pe asfalt, La a treia frână au rămas direct fără discuție. Păi și și-au luat sau nu și-au luat? E, și-au luat, ne-au bătut de neuscat și cu frânele alea, îți dai seama. Bine. Erau mai din alea, 200 la vale, plană frână dreapta 2, adică aveau și de folosit frâna ca lumea. Aduți aminte că mulți n-au scăpat totuși și care au pus o trebuie caroserie. Păi argentinian nu ăla, sau de unde veniseră, închiriaseră mașini de la Bauschlager, de prin Austria, ca să fie mai aproape, la îndemână. Valeriu, dar stai să întreb și eu ceva. Tu spui că ăia veniseră cu frânele de macadam și a fost și asfalt și macadam, nu? Corect? Înțeleg eu bine? Da, da. Bun, dar în cazul ăsta, poate ăsta era pontul, să vii cu ăia de macadam, nu? Nu, dacă unii dintre ei, gândește-te că unii dintre ei erau prima dată pe asfalt. A, deci ei pur și simplu mergeau tare, asta e ideea, nu? Ei, atâta știau să meargă tare. Prietenii noștri de sub Dunăre n-au și raliuri de macadam. Dacă vă vine să credeți mulți, poate știți că ei au doar asfalt. Bă, ei n-au asfalt, au doar macadam, adică se poate și invers. Adică dacă mergi tare pe macadam, mergi tare și pe asfalt, nu? Asta e ideea. Cred că mai mult decât invers, da. Mai mult decât invers? Deși nu. Dar tu când ai fost la Caneva și ți-a arătat niște chestii pe asfalt, ți s-au părut revoluționare sau nu? Da, mi s-a părut șocante pentru că cred că și tu, Bogdan, ai fost la Caneva, parcă nu? Sau n-ai ajuns? Eu n-am ajuns. Mă rog, acompaniind pe cineva, nu să mergi tu. Nu, care au mers cu prieteni. Știu, dar nu, n-am ajuns. N-am ajuns. Așa, am aflat multe lucruri care m-au cam șocat la fața locului, ce-i drept. Am înțeles atunci, bine, nu chiar imediat, că a fost o luptă internă cu mine după să pot să pun în practică ce mi-a zis nebunul, dar mi-am dat seama că nu știam foarte multe chestii despre asfalt. Mi-a zis el care-i treaba, după am început să le înțeleg, dar șocul mai mare a fost la 2 ani diferență mai târziu în Finlanda pe macadam, la Jarkko, la Rally Promotion Finland, când ăla mi-a spus pe macadam foarte multe chestii pe care mi le spuseseră pe asfalt. Și a zis, bă, asta chiar nu se poate, frate, adică dă-o acolo de treabă. Hai că am zis că asfalt, eram departe de adevăr. La macadam o mai meremeleam. Ei, dacă mi-a zis ăla exact ce spunea și Caneva pe asfalt, de aplicat și pe macadam, zic, bă, break, turn, gas. Don't throw it, făcea. No, Titi Aur style, no. No. Adică știa pe Titi, hă? Știa că participați în România, n-ai și campion în 2008, Jarkko Märtin. Despre Jarkko e vorba, ok. Da. Don't throw it, just turn. Cum adică, mă, just turn? Păi știi, vine virajul și just turn. Tu te de aici, vrei să just turn drept înainte, așa ca proști? Nu știu just turn, iau de volan și piu, understeer explained aici, ca să înțeleagă lumea ce e subvirarea. Nu, tu virează că o să vireze. Bă, dacă zici tu... Și am avut dreptate, mă, ta, Logan, a fost chiar, da. Dar e greu, că dacă vii cu TT-ul style, adică ce spunea Manu în filmarea de mâine, care e doar audio, nu de mâine, de pe mine, care ne spunea că... Filmarea de... Manu Resiga, să ne înțelegem, da, din podcast. Da, Manu Resiga, din podcast. Da, mă, că eu mereu, când vorbesc cu Horia, eu mereu zic când filmăm. Îmi place cum sună mai mult decât când înregistrăm audio. Știi, când filmăm, dar știi că mă refer la podcast. Da. Așa. Și zicea, ai văzut că acum dăm din podcast, nu o să mai asculte lumea după aia. Zicea că te vireze cu celica și eu tot știi, Bogdan, că ai fost tu cu Gugu, mult înainte de viraj, să te apuci, pe stânga, pe dreapta. Nu ești hotărât în ce parte e virajul încă, știi? Și în final, ești hotărât, bă, gata, cred că e la stânga, hai să o punem și pe viraj. Știi, și într-un final iei virajul. Aici era just turn, dar nu merge cu just turn, adică depinde de mașină. Păi, mergea, nu? Bă, la R5, cred că acolo Jarkko a anticipat ceva, că la vremea respectivă mi se pare că nu se urcase în Super 2000, parcă. Și era cu just turn ăsta, da. Dar la R5, Bogdan asta poate a văzut la Sebi, fiind de dreapta lângă el. Bă, acolo dacă te grăbești un pic și îți vine să virezi mai devreme decât trebuie, o iei pe maluri. Da. Aia virează când îi spui, băi, eu vreau pe aici. Și ea zice, gata, hai. Bine, mașina asta e extrem de precisă, de aceea e altceva. Nu pot să compar cu cum era cu Mitsubishi. Dacă te mai tare, Bogdan, când te-ai urcat într-un R5 prima oară. Te rog eu, cred că tu ai râs mai tare decât... Prima oară m-am urcat într-un semi-R5. Am povestit aseară cu fiesta aia. Dar totuși m-a impresionat ținuta de drum, deci aia mi s-a părut senzațională. Bogdan, zic cât de tare te-ai amuzat. Ce zici, Vali? Direct. Cât de tare te-ai amuzat înainte să intri, când erai în background acolo, și le-a zis pe Petrus când a zis că la mașina asta are servo. Da. Cum adică nu, frate, că ăștia fără servo, mă, mai știu eu pe cineva, mai era un nebun. Da, formulele n-au servo, numai Formula 1, e singur, mă rog, și Super Formula din Japonia, dar sunt singurele competiții care au servo. În rest, Formula 2, Formula 3 nu au prea mult servo, că virează prea repede. Da, am văzut că pe tine cel mai tare te-o surprins partea cu banii. Cât se cheltuiește acolo. Câte raliuri faci, mă, de milioanele alea, ești nebun? Acum depinde unde mergi și ce faci. Dar auzi, da, stai să vă întreb și eu o chestie. Bogdan, te întreb pe tine, că Valerica nu vrea să-mi răspundă. Dacă vrei să faci un program de ăsta sănătos, să zicem că faci, nu știu, junior VRC și mai faci și european și vrei să faci kilometri și să te dai tare, cam cât costă un an din ăsta, un sezon? Nu tot acolo. Ba da, dacă faci... Bă, stai, cu R5 sau cu VRC? Cu R5 întâi, că aici el n-a zis de Formula 1, a zis de Formula 3, Formula 2. Da, mă rog, bine, hai, fie. Păi zi, Valerica, cu un an cu teste și cu absolut tot ce ai nevoie, ia-ți banii. O etapă de VRC, Horia, bagă tu la calculator acolo, o etapă de VRC cu R5, cam la 50.000 pe acolo. O etapă de VRC, 50.000, câte sunt din astea? Păi nu știu dacă erau toate care punctau și în VRC. Nu, bine, poți să mergi la ele dacă vrei. Iar e calendarul aici. Nu ți l-am trimis, bă, și mai devreme nu l-ai văzut câte etape erau? 1, 2, 3, 4, 5, pe mine mă întrebi acum. 8, 9, 10, 11, 12, ia uite, da. Avem 2021 calendarul ăsta. Deci sunt 600.000 numai astea, Vali. Cât? 600.000 numai astea. Dacă păi mai faci și niște teste și niște așa, stai că dacă pui teste și dacă mai pui că se mai întâmplă câte ceva, pentru că știi bine că la mersul ăla oricând se poate întâmpla ceva și ceva deja înseamnă mulți bani. Știi bine, Valerica, dacă e să mergi, mai trebuie o caroserie, mai trebuie. Eu ia-ți banii. Da. Ești profi să... Dacă ne ajută FJ cu calendarul, că l-am trimis pe WhatsApp. Dar ce calendar ai trimis, ca să ne lămurim? VRC 2021. VRC, ok. Da, problema e, Bogdan, e că atunci când făceau calculul ăsta, majoritatea excludeau etapele alea la capătul pământului. Adică se raportau la cele din jurul Europei. Iar dacă ne uităm un pic la calendarul la care întârzie să apară FJ, că s-a apucat să facă... Întârzie să apară, de-abia l-ai dat, stai mă un pic, că nici nu-l plătim. E calendar, mă, cam cum se plătești calendarul. Primești calendare cadou, promoțional. El e singurul neplătit aici, să ne înțelegem. Până ce eu am luat bani pentru emisiunea asta. Deci, Bogdan, tu îi da banii cui nu trebuie, asta e problema. Mai mic cu FJ. FJ, îl mai mic cu nu se vede bine, mai mic. Nu mai cu mai mic. Așa. Aoleu, stai că trebuie să fac și eu full screen ăsta, că altfel nu văd nimic. Bogdane, tu ai văzut? Da, că e simplu. Deja am văzut scaz 3 etape de aici. Kenya, Chile și Japonia și ai rămas numai în Europa, Vali. Deci e simplu. Deci, Horia, de când n-am mai fost în România... Da. Horia, de când n-am mai fost pe România. Așa, n-am mai fost de vreun, da. Că la sfârșitul anului, că suntem la sfârșitul anului, mai un pic vine Crăciunul, noi primim calendare, frate, cadou, promoționale. El vrea să dea bani pe calendar. La voi în Anglia nu primiți, vă, calendare cadou? Nu primez. Eu voiam un de la de anul trecut cu DTO, dar uite că nu s-a mai întâmplat, nu mi-a dat nimeni. Deci 9 ori 50, da, Bogdan, aici am rămas. La un prieten bun și ne ajută. 450 cu daune și cu alte dălea, 600. Cam pe acolo. Dacă... Putem să-i spunem lui Petru să ne ajute să facem o chetă. Las că-i trebuie și lui chetă acum pentru ele. 2-3 etape și aia e. Că știi, l-a întrebat băiatul ăla. Zice, vrei competiția aia sau aia? Păi diferența e doar dublu între ele. Deci nu știu, ce-o fi buget până la urmă și la el, știi, îți dai seama. Nu mai alegi tu, aleg banii. Exact, la nivelul ăla, da. Și deci 450 sunt doar cursele, fără teste, fără antrenamente, fără nimic. Bă, că știi că merge și fără teste, nu știi? Ai văzut ce bine am teste. Te mai învață și Sebi, că și el e tot în aceeași oală. Bogdan, știi? Am mai povestit după cursele astea după ureche, fără teste. Da, Bogdan, vreau să te întreb și eu ceva, Bogdan, dacă tot nu uităm la calendarul ăsta așa. Te rog. Unde ți-ar plăcea cel mai tare? Da, așa, unde ți-ar plăcea cel mai tare între astea? Să mă uit, zici, nu? Să te uiți din mașină, da. Să facă dictarea seara la cabană. Păi nu, îți spun sigur la care m-aș duce fără să mă gândesc, Croația, că și știu unde-s probele. Aha, bun. Uite, Sebi ar putea să se gândească că el a făcut Rally Croația. Dar de ce au steluță unele dintre astea? Uite, Croația, Scabria. Până la, nu știu cum apare, până semnează promotorul. Scrie acolo, uite. Subject to agreement. A, nu s-au înțeles. Da, cu până semnează. La Zagabria acolo sau? Știi ce le zice Zagabria, nu? Zagabria, italienii, cine? Prietenii tăi, da. Prietenii tăi, prietenii lui Marco. La München, Monaco. Bă, ce Monaco? Da, Bayern, așa îi zic, Bayern Monaco, nu Bayern München. Da, la München zic Monaco, da. Da. Deci Zagreb, Croația, da? Apoi? Da, Portugalia, fără discuție. Ren, Italia, care e ăsta? Sardinia? Sigur e Sardinia. Da, ok. Dar până acolo Portugalia e senzație. Bă, da, ăla seamănă foarte mult și cu ce avem pe la noi. Uite, ăla, că tot vorbeam aseară în podcast, ăla e un raliu de făcut când te duci la un VRC. Care? Ăla e un raliu de ales. Portugalia, da. Portugalia, da. Și pentru voi după aia, uite, unul după altul, pe voi doi împreună v-aș vedea așa la Finlanda și la Wales. Că vă place la amândoi. Exact. Finlanda am mai încercat-o amândoi și n-am reușit nici să scriem. Așa. Și UK... Îi place lui Valentin. Da, maxim. De-abia aștept să merg iară. N-am mai făcut amigdalita Pultacee din 2015. Sau 14, cât a fost, că nu mai știu. Dar VRC Spain ăsta e Catalunia, nu? Care da, Catalunia. Da, Spain e Catalunia, ăsta e Catalunia, da. Frumos și ăla, nu? Da, și ăla e mai omenos, așa cu noi. Adică e mai aproape de ce știm noi. Lipsește Argentina? Sau nu văd eu bine? Da. Nu, e Chile. Păi Chile, da, dar știi că parcă le-au avut împreună, unul după altul, ca să nu se mai plimbe de pe un continent pe altul. Eu ce zice Tudor, că Raul i-ar fi spus că o etapă în Junior VRC e 40.000. O fi 40 plus de pasare, trebuie să-ți iei un hotel. Stai să ne înțelegem, vorbim de un R2. Până la R5 înseamnă că am socotit puțin. Da, exact. Așa că 600.000 fără daună. Cam ăsta e bugetul. Să vedem. Bine, am putea să cerem o ofertă de la unii, de la alții, dar n-are sens numai pentru discuția între noi. Așa, ideea e că trebuie bani mulți și dacă vrei să te și antrenezi, trebuie bani și mai mulți. Așa că mai bine faci fără teste campionatul național și vii pe 2. Bă, uite, mă vezi, mă? Bă, ăia fericiți vin pe 2. Bă, Bogdane, dar stai un pic, că ești în aceeași oară. Te rog, eu lasă-mă să mai scârmăn un pic aici. Te rog. Poate ne-ai urmărit când eram cu Marco. Te rog. Sigur, dar ce mai bine să mai iei startul, dacă mai ia startul și Simone? De ce nu stai mă acasă? Că mie așa mi-a zis. Bă, la ce mai iei mă startul? Oricum te bate ăla, mă. Stai mă acasă, mă. Bă, nu o lua și tu chiar așa. Ți-am zis. Ce ți-am zis ție, spun și acum. Să-l asculți pe Marco, chiar dacă îți place, chiar dacă nu-ți place de el, e foarte interesant. Adică are ce spune. Așa. El cred că la altceva s-a referit. Și tu știi foarte bine că noi am avut discuția asta. Uite, aseară după podcast, sigur, am discutat noi despre momentul în care am câștigat cu Sebi la Sibiu. Și ok, da. Bucuria câștigării raliului se duce repede. Și v-am zis, și vă dau cuvântul meu că așa a fost. Am avut doar gândul, bă, cum ar fi fost să fie și Simu. Deci fără niciun fel de discuție și tu nu trebuie să te superi pe mine, Vali, când zic acum faptul că... Da, eu asta am simțit în 2019, că la etapele la care Simon a mers, ritmul a fost altul, mult mai jos. Și nu te supăra nu de alta, dar două din ele le-ai câștigat tu, una noi. Adică, da, clar a fost alt ritm. Deci eu am simțit că am mers mai tare la alte raliuri, unde poate am venit pe 4. Da. Da, și normal, că dacă nu mai trage nimeni de tine. Exact, deci Simo, așa cum a fost la vremea respectivă Jarkko, așa cum a fost și Gherghe, cum a fost Delcourt, bă, asta e. Ne obligă să mergem mai tare, deci e un câștig pentru campionat. Eu întotdeauna am zis asta, mă, că mersul meu în anii cu Delcourt a fost mult peste orice mers dacă nu venea nimeni în campionat la noi. Deci clar nivelul era mult mai jos. E chiar adevărat că dar măcar din punct de vedere noi am crescut, eu consider că am crescut. Da, fără discuție. E frustrant să știi că pleci și... Da, bă, și așa cum îi, tot plec de acasă cu gândul la locul 1, jur. Și anul ăsta, nu știu, am mers un singur raliu la Sibiu. Dar pe cuvântul meu de onoare, când am plecat de acasă cu gândul la locul 1, nu știu. Erai subiectiv oricum acolo la Sibiu. Bă, nu mai avea nicio legătură cu ce-a fost pe asfalt. Hai să fim serioși, nu... Ai, nu, n-ați că avea legătură cu asfaltul. Că erați la Sibiu, că erați acasă, că era alt vibe, că... Da, feeling-ul e altul, fără discuții. Da. Și era cumva și apăsarea aia că, bă, după ce ai câștigat a trecut... Na, e un pic aiurea să... ți-o iei rău pe coajă, dar nu știu, am plecat și am și luat startul așa cu gândul că mergem la locul 1, ceea ce e foarte ok, că ne-am desumflat după prima probă e altceva, dar gândul ăla trebuie să fie, chiar dacă e Simo sau chiar dacă e altul, să mergi pentru locul 1. Păi și atunci și... mai bine nu te uiți pe timp, nu, Bogdan? E, da. Nu te uiți, dar îți bate unul în geam și îți zice că bă, ce-ați luat-o chiar așa, ați dormit? Nu-i chiar așa. Fac de astea? Da. Nu cred. Mai avem și ideea. Da, nu, ideea e că, da, într-adevăr, îți dai seama că e important pentru noi să, nu știu, câștigăm câte un raliu, dar uite că s-a întâmplat numai când Simo a pățit câte ceva. Și asta păi și care e rețeta? Cum face Sebi Barbu, cum face Vali Porcișteanu, cum face Dragoș Dinu să bată un raliu? Bă, pe Dragoș Dinu trebuie să-l întrebați voi, nu știu cum face. Dar la noi ăsta e adevărul și Vali trebuie să confirme. Rețeta a fost să aibă Simo probleme. Nu contează de ce. Nu e cazul de renunțat. Eu v-am povestit aseară că atât de multe am înțeles la Sibiu după ce am făcut pană și am căzut până pe locul 9. După aia nu mai aveam nimic de pierdut. Că Vali ne-a făcut cadou locul 3, aia e altă poveste. Dar nu m-am bucurat de chestia aia. Ideea e că am riscat și am făcut niște lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Și s-a dovedit a fi foarte bine. Deci te împinge, nu știu, nevoia să faci și alte încercări. Și din păcate trebuia după Sibiu ăla să avem un raliu, să putem să mergem și să aplicăm ce am învățat. Că acum dacă iară trece jumătate de an sau da, mai știu eu cât până facem următorul, iară e nasol. Nu e ok așa. Nu, apropo de cadouri, Bogdan. Da. Că ai zis de... Așa e, într-adevăr. Dar uite, dacă te aduci aminte de aseară de podcast, că vorbeam de raliu de la Tulcea pe asfalt. Și eu am primit cadou de la Dodo locul 1 atunci, nu? Când i s-a rupt pivotul cumva. Am dat astea scursele acum, na, ce... Nu poți să semn de solidaritate să abandonezi și tu, că a abandonat colegul tău. Nu, ideea care e că la tine s-a întâmplat chiar pe ultima probă, e un pic mai aiuri așa, că dacă o pățeai cum o pății Simonul trecut pe prima probă, bă, parcă nu, na, cum să zic, nici măcar un timp de referință n-am avut. Am pot să zic acum, vai de mine, că e ca și cum n-a venit. Da, dar la tine a fost mult mai frustrant și na, acum pentru tine era și important. Ai venit cu Mitsubishi, eu la moral era altceva pentru tine. Da, mă, dar oricum și până acolo eu tot pe locul 3 mă vedeam că ăla a fost ritmul, adică mi-a plăcut mersul și pe mine asta m-a mulțumit cel mai tare. Că n-am mai luat cupa de locul 3, până la urmă dă un... Dar nu e vorba de cupă, Vali, știi bine. Noi am discutat asta pe vremea când Marta era distrus că de ce mergi cu mine sau cu Gabi sau... mai știu eu cu cine pe la cursele alea de distracție, că acolo știi că întotdeauna ieșau lucrurile și plecai cu cupa acasă. Îți explic eu de ce, Bogdan, fii atent, se întâmplă în felul următor. Bă, dar numai când e de muncă mă chem pe mine, când e de distracție numai cu alții vrei să te distrezi. Așa, știi cum îmi zicea Marta? Îmi zicea, da mă bine că iar o lua cupă cu tine, cu mine când merge venim pe 4 sau ce știu eu ce era atunci, dacă mai ții minte, Vali. Bă, era distrus. Bă, numai că merge cu voi acu pe ăsta. Asta care și la cupe acum de nu mai are unde să-și pună... Acum, între timp, și-o fi schimbat și el viziunea de atunci. Era distrus. Mai mers și el cu alții, îți dai seama. Uite, Vali, câte cupe n-a luat și el cât a mers. Aoleu, câte cupe are în plus față de mine cu Dinu, cu Grigore, cu cine a mai enumerat Bogdan aici. Păi, dar are un sfert în plus față de ce am eu. Uite, ce acolo nimic. Tot alea pe care le-a luat cu tine cele mai importante. Cum a zis și Sebi când a venit în emisiunea noastră live, Bogdan știe, a zis, ia uite-mă, că dacă știam că vine Valentin cu cupele în spate acolo, mi-aduceam și eu un raft, da, ceva, să pun și eu. Nu, dar mutam și eu calculatorul altundeva să se vadă cupele. Da. Da, mă, dar asta ca tinicheaua, că ne uităm la un morman de fiare și da, bă, ci sunt mai multe sau mai puține. Oricum sunt mulți care au cupe o grămadă și știm discuția asta cu campioni intergalactici. Dar nu așa. Ideea e că dacă te uiți și fiecare cu pe mână, îți aduce aminte de raliul respectiv și fiecare are istoria lui. Aia e important. Și doar tu le știi. Sau, mă rog, și că câțiva apropiați. Amintirile ai văzut, că noi aseară, dacă ne-am apucat, nu ne-au ajuns timpul de câte amintiri avem noi, care am stabilit în seara asta că am făcut și noi 5 curse de distracție împreună. Și câte amintiri avem noi. Îți dai seama că de-a lungul anilor se strâng multe, nu ai... Nu, tinicheaua aia nu mai reprezintă nimic. Da, la început și pentru mine. Primele au fost fai de mine. Deci nu... Când mi-aduc aminte... Ce vreau să zici de mine și cu locul 3 de la Sibiu, că te-am întrerupt? Că nu neapărat era importantă? Bă, acum adevărul e că nu, pentru tine sufletește era, dar îți dai seama că și noi înainte de pana aia... Eram pe 2, știi cum e, bucuria a fost mare la final, exceptând faptul că ți s-a întâmplat ție ce ți s-a întâmplat. Da. Adică, știi că am povestit aseară, că de multe ori te bucuri de un loc 4 mai mult decât de un loc 1, când e muncit și știi că ai tras și ai suferit. Uite, mi-aduc aminte de un raliu cu Alex Filip în Cehia. Bine, oricum Cehia, pentru mine ăla, Zlinu, a rămas... Ăsta e barum ăla? Da, barum, cel mai... Cel mai șmecher raliu la care... Deci, bă, după un raliu la care n-am avut timp deloc, am ajuns seara, dimineața am început recunoașterile, recunoașteri din alea, cam VRC, de n-aveai timp nici de pipi. Am luat startul, am avut 2 zile pline, cu probă de noapte, cu seara s-o terminat târziu, dimineața am plecat acasă. Bă, pe cuvântul meu că nu știam să-ți arăt pe hartă unde am fost. Deci, incredibil. Un raliu atât de greu, o trebuie să venim anul următor ca să, nu, pentru mine cel puțin așa a fost, să înțeleg și eu ceva. Lucru pe care nu l-am pățit la alte raliuri. Că acum am fost la destule raliuri afară și păi ca în Cehia, incredibil, bă, absolut incredibil a fost. Și anul următor mi-aduc aminte când o zis Alex, hai că mergem, m-am căutat să văd și eu hărțile. Atât de tare m-am bucurat când am văzut planul orar, practic erau... După mintea mea, toate probele aceleași. Și m-am bucurat foarte tare că nu mai trebuie să scriu 2 zile ca un apucat și că măcar folosim și noi caietele de anul trecut. Băi, și am plecat și cumva încântat am fost. Ce crezi că s-a întâmplat când am ajuns în Cehia? Erau probele alea, dar erau toate pe invers. Bă, nimic n-am putut folosi, bă, nimic. Deci este un raliu foarte, foarte mișto. Uite, ăla l-am văzut când anul ăsta își căutau ăștia etape să facă etape de VRC. Eu tot la ăla m-am gândit că problema e că n-au infrastructură pentru VRC. Dar probe... Uite, acum am înțeles și eu de ce n-avem etape de VRC în România. Oh, în sfârșit, e dat seama. Da. Pentru Sibiu... Ia uite ce zice Florin. Au fost mulți RC-ul. Ar fi sublim să avem măcar un echipaj în VRC. Au fost ani când am avut și 2. Clar. Păi și anul ăsta, nu? Nu știu, anul ăsta nu. Anul ăsta nu, că Simo... Da, numai Raul. Dar anul trecut, mă rog, anul trecut însemnând... Nu, acum 2 ani. Sau când, nu? Ba numai anul trecut, 2019. Nu, mă, în 2019 am avut 2. Da. Iar anul ăsta, 2020, Simone a mers în VRC. Se referă probabil la VRC-ul mare, nu se referă la... A, da, mă, bine. Aia nu știu, eu mi-aduc aminte de un an cu Giri și cu Titi și cu VRC-uri și cu... La Wales, da, era ultima etapă, nu... Mă rog. Da, n-a fost de performanță, zici și ei, că au fost numai ca să vadă care-i treaba. Exact, da. Pentru noi a fost o chestie foarte mișto. Mi-aduc aminte cum sorbeam noi informațiile, că ăsta e adevărul. Nu? Ne bucurăm când e câte cineva. Bun, și ce ar trebui să se întâmple în afară de bani ca să avem pe cineva în VRC la categoria mare? Hai să dăm și răspunsul ăsta, că lumea se întreabă probabil. Păi, în primul rând, să se întâmple? Noi economic nu reprezentăm un interes pentru nimeni. Hai să o zicem și pe aia dreaptă. Acum știți și voi cum sunt aleși piloții în cadrul echipelor de uzină și pe criterii economice. Adică îmi aduc aminte o discuție vis-a-vis de Sordo și Citroen că aveau ăia interes în Spania și de aia l-au luat pe Sordo la un moment dat. Acum, clar, da. Da. Am că Horia știe și el, la circuit acolo e la fel. Da. Nu explic eu lui Horia. Înțelegi? Nu explică, le explică oamenilor care întreabă. Uite, chiar zice Vlad, bună întrebare. Acum mă laud și eu că am întrebat eu chestia asta. Ce ar trebui? Păi ar trebui, da. Ca, nu știu, să fim noi. Să fim noi mai interesanți din punct de vedere economic. Să avem și noi un Repsol în România care să pună un pic de presiune pe Citroën sau știu eu, știi? Să avem ceva care e important pentru ăia de afară. Noi nu avem nimic, noi nu mai producem nimic. Uite, Vlad Sorin, poate ne ajută uzina de la Mioveni. Da, sigur. Hai să vă zic o chestie, nu știu pe cine supăr acum, dar am cumpărat, Vali știe, am cumpărat o mașină, o Dacie la firmă. Un Dacie. Hai că pot să zic, un rahat de Dacie, că n-am luat un Docker, nici măcar. Un rahat de Dacie. Da, bun. Ideea care e? Că am așteptat ca mașina aia să se importe. Adică am cumpărat o mașină românească făcută în Maroc. Da, e normal, ce vrea. Deci, noi nu mai noi ne lăudăm cu mașina noastră. Păi, mașina asta, în seara asta am văzut la știri că au apărut mini SUV-ul ăla electric de la Dacia. Unde credeți că se fabrică? În China. Deci noi nu mai producem nimic. Ăsta e adevărul acum. Ce putem noi? Nu știu dacă noi mai reprezentăm ceva pentru alții, probabil pentru ce-om avea în pământ. Că da, singurul mod de a ajunge în VRC este să fii ca echipaj privat, cu bani mulți și probabil o susținere gravă de tot. Dar eu la altceva mă refeream, nu la bani, mă refeream la ca mers, știi? Ca pilotaj. Adică, uite, Simos, spre exemplu, nu știu dacă ar putea să se bată cu ea. Chiar cu buget, vreau să spun. Chiar la nivelul ăla de Ogier și de Evans și de... Nu, mai exclus, ce ai? Dar ajungem tot la... faptul că trebuie să stai cât de mult se poate în mașină. Și asta am povestit-o. Cât de important e să stai numai în mașină. Da. Bă, nu știu, poate la Takamoto, Katsuta, acolo ai putea să fii. 40.000 pe etapă n-ar fi mult pentru o zi. Păi, în primul rând că aici e vorba de R2, ăsta nu e bugetul de VRC. Dacă vorbim despre VRC, cred că nici nu putem să obținem un buget pentru asta, știi? Vorbim de la 1.000.000 în sus. Chestia asta care o citiți voi acolo acum cu 40.000 pe etapă, că eu spus Raul, bun, hai să o luăm un pic mai larg dacă chiar vreți să o discutăm așa. 40.000 ăla o fi ieșit atunci când o bătut palma cu ea de la M-Sport pentru un an de zile. Da. Sunați-l pe Raul și întrebați-l cât o fi fost etapa de VRC când s-o dat una singură, cu un an înainte. Ia să vă zic atunci cât o fi costat când o sunat vara că bă, vreau și eu peste o lună să mă duc la VRC. Că să nu cumva să aveți surpriză că o costa mult mai mult. Deci discuția e mult mai amplă. Da, absolut. Uite ce zice Răzvan. Kalle Rovanperä la 20 de ani merge tare. Da, de când merge Kalle Rovanperä? Uitați pe YouTube. Când intrați pe YouTube, Kalle Rovanperä, să-l vedeți când era de seamă cu Sofie. Ce făcea? Da. Exact. Pe gheață, direct, da. Mi-am amintit videourile. Kalle Rovanperä ne mai spune ceva. Dacă da, dar uite, dau eu alt exemplu, Răzvan. Ari Rovanperä, pardon. Da, stai să-ți dau eu alt exemplu, Răzvan, uite. Gigi Gali, știi, îl cunoaște. Merge tare sau mergea tare, de spectaculos, tot ce vrei. Da, n-a rupt gura târgului în VRC, să știi. Și era la echipa de uzină, la Mitsubishi. A mers tare atunci în Suedia, pe zăpadă, dar în rest... Cu echipă de uzină, cu tot, n-a reușit să rupă gura târgului. Și aici vorbim nu doar de talent, să știi, vorbim de kilometri, vorbim de susținere, vorbim de cu totul alte lucruri. Din nefericire, cred că încă nu s-a născut omul să reprezinte România în VRC. Mitsubishi la vremea respectivă nu era Mercedes-ul din Formula 1 de acum? Că tot nu era, da, e adevărat. Deci era un handicap și pe partea de mașină. Încercați numai să vă imaginați cam ce ar trebui să... facă un copil, că acum hai să ne gândim la unul tânăr, da? Că văd că asta e tendința acum, nu? Cât mai tineri, nu mai avem noi, Valerica, nicio treabă. Dar ne uităm la ăștia tineri, corect? No, imaginați-vă voi ce ar trebui să facă un copil din ăsta ca să pună ochii cineva de afară pe el. No, vă rog eu să-mi explicați lucrul ăsta. Că toată lumea a fost mega încântată și ăsta e adevărul, că a fost incredibil ce-a făcut Norbert anul ăsta, da? Așa. Lucru care pentru cineva afară nu reprezintă absolut nimic, să ne înțelegem. Nu, corect. Asta, încercați să vă imaginați ce ar trebui să facă un copil din ăsta ca să pună cineva ochii pe el. În primul rând că... și să-l bată pe Simone cum ne bate Simone pe noi. Nu, ar trebui să meargă și să-i bată pe ea în european, cum nu reușește nici Solberg să facă, ăsta mic, spre exemplu. Da, da, sau pe acolo, da, exact. Ei, uite, și Florin insistă, spune, crede că sunt în România câțiva piloți care ar putea să facă față la VRC, să nu zic chiar de Vali, eu sunt fanul lui, ne-am prins că ești fanul lui. Nu, mai și eu fanul lui Vali, da. Nu, hai să nu exagerăm că nu. Nu, mult prea optimiști. Apropo, stai că vreau să zic ceva de uzina Dacia și am trecut la altele. N-a susținut cupa Dacia, cupa monomarcă, pe care o avem încă din 2007, cea mai longevivă cupă monomarcă. Bine, au fost foarte multe. Și a zis conducerea uzinei Dacia că nu se asociază cu așa ceva, pentru că marca Dacia de la sine nu reprezintă, nu are ADN sportiv, nu are treabă cu motorsportul. Acum, în principiu, dacă stai să o iei, așa este. Gândește-te că nu există vreun model Dacia sportiv, adică nu știu, te uiți la oricare firmă, nu știu, uite-te, Volkswagen nu are un, avem voie să zicem. Cum să nu? Poți să spui orice, e online. Are un GTI, ăla are un nu știu ce, fiecare are ceva sportiv, un model sportiv. Da, da? Să știi că și în Spania, cred, sper să nu greșesc, există Sandero RS. Da, dar nu există la curse nicăieri, știi? Asta e problema. Există sub forma de cupă monomarcă, tot așa, cum e la noi. Și când ne-am bucurat noi că am văzut o Dacia Super 2000, mai ții minte, Vali, filmulețul ăla, era mega încântați. De fapt, era o coajă pusă pe, nu mai știu ce, Super 2000, adică nicio legătură, era publicitate. Este STCC-ul lui Stradnic, la coastă. Ce legătură are cu Dacia? Exact. Zero legătură. Ăla era, e vorba despre un, în STCC a fost un dealer club team, în sensul că toți dealerii din Suedia au pus niște bani în spatele unui proiect din ăsta național, aia nu e omologată internațional mașina aia. Deci, exact. Aia e, uite ce Sandero sau Snadero R4. Da, da, lucrează la R4, da. Sandero R4, da, mișto. Sandero, corect, da. Da. În fine, R4 oricum nu e. Deci nu există niciun interes ca Renault să implice vreun român vreodată în VRC, să ne înțelegem. Și nu există în momentul ăsta un pilot român care să poată scoate nasul acolo. Dacă vă uitați un pic la, cum îl cheamă? Hai că îmi scapă, finlandezul ăsta de la Toyota. Da, am un lapsus. Cum? Toyota Gazoo asta? Care Toyota? Da, înainte de Gazoo, stai. Latvala, mă. Așa, Latvala. Păi și Latvala din tată în fiu a început cursele. Da, a început cursele la 7 ani, 8 ani, pe acolo prin Finlanda. Când a scos capul un european, deja era... Latvala, dacă vă aduceți voi aminte, când a câștigat prima etapă de VRC, a fost cel mai tânăr pilot care a câștigat o etapă de VRC și au făcut ăștia o statistică atunci și... Mi-aduc aminte că era întrebarea Latvala cel mai tânăr sau cel mai bătrân câștigător de VRC. Pentru că el, într-adevăr, ca vârstă era cel mai tânăr, dar avea cele mai multe starturi dintre cei care câștigaseră o etapă de VRC. Da. Deci... Da, adică, ca să explicăm, Florin, în primul rând, e vorba de crescut un copil de mic, poate echivalent cu cum a crescut Simone, dar ori 2, ori 3, ori 4, când vine vorba de bani băgați și raliuri și el face foarte bine ce face acum, că merge în european, își face mâna împotriva lor, face etape prin Italia, se bate cu grei ăia de acolo, e foarte bine, dar pentru VRC trebuie o etapă în plus, trebuie un ritm mai mare, știi? Și vârsta. Da. Nu știu, cu vârsta, da, eu nu știu câți ani, nici nu știu câți ani are Simone, dar oricum... E 94, calculează-și tu. Iar mă pui să scoc calculatorul, nu? Bine, măcar că nu l-ai pus pe FJ. Nu pot să fac calculul, că depinde și în ce lună e născut. Deci, cum s-ar spune, anii trec și la Simon, nu numai la noi, nu? Nu știu asta încă. Da. Și la Kalle Rovanperä. Da. Și la Kalle Rovanperä, și la Solberg ăsta mic. Încet, da, încet, dar nu poate vedem în VRC. Băi, mi-aduc aminte imaginea, dacă mai știi, Bogdane, că erai și tu tinerel ca mine. pe vremea aia, 2005, parcă, sper să nu greșesc, dacă nu îmi dai tu o palmă peste ceafă, când a ieșit Solberg campion. Era fiisul Oliver în brațe la măsa, nu știu, și era mic și... Da, era bine, deci... Și acum, uite-l, era, cred că era 34 ani, nu știu, ceva de genul ăsta. Până în 5. Păi și acum, la Monza, am înțeles că mers și băiatul lui Gronholm. Hai să vă dau aici, uite, sunt niște comentarii interesante, băieți, trebuie să vi le arăt. Zice Tudor, ca junior am 2000 de euro, vreau anul viitor să mă dau la sală în paralel, ce pot face cu cei 2000 de euro? Și răspunde Răzvan și îi spune să-ți iei echipamentul. Asta e mișto. Ca să nu mergi cu combinezoane împrumutate și cu căști împrumutate, știi? Acum, sincer, dacă aș ști că Tudor chiar își dorește să facă treaba asta și vrea să cheltuiască 2000 la slalom paralel, l-am ajutat noi cu echipamentul, numai să se dea. Exact. Vali, cât dintre voi știu cât o ajutat Vali la slalom paralel, cu ce-o știuți, ce-o putut el când a fost impresionat de copiii ăia de acolo. Nu știu câți dintre voi știu asta. Vorbesc de acum niște ani de zile. Eu știu că îmi zice. Acum ne ajutăm și în zilele noastre. S-a întâmplat la fel. Da, dar mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte când ai venit și m-ai luat de mână, că ai mers, cred că cu Radu David. Nu, prima oară, cred că cu Radu ai mers. Sau cu Octe ai mers prima dată. Cred că da. Cu Corsa aia lui. Nu mai știu. Ideea este că ai venit și m-ai tras de mână că și ai zis, băi, e incredibil ce fac copiii ăștia. Bă, dar nu puteai să-mi explici cât de impresionat ai fost de ei, dacă îți aduci aminte atunci. Nu mai știu ce an. Când organizam noi atunci etape, 2008. Dacă ți-aduci? 2008 era? Maxim 2010, da. Dar acum, dacă e să o dăm pe asta cu echipamentul, între tinerii suporteri ai lui Vali, dacă vă uitați totuși, acum vorbim că nu are buget de R5, că merge cu Evo 9, că a mers cu alte mașini, dar dacă vă uitați un pic la ce cască are Vali, o să înțelegeți că există pentru un motiv sloganul ăla, if you have a $10 head, buy a $10 helmet, știi? Adică la astea nu faci economie, la chestiile de siguranță. Nu, ia arată-ne, Vali, cască și alte de-astea, ce mai e pe acolo. Adevărul e că da, e... Și noi avem tot din astea, dar nu-s carbon. Nu trebuie să te dai acum rotund că e stilo și așa, dar uite, trebuie să fie totuși o cască omologată cu ultimele chestii. Marea majoritate la noi au modelul ăsta DES VRC se numește, doar că marea majoritate avem de sus. Ce e ăla? Composit, nu-i carbon, cum are Vali. Bine, asta e mai puțin relevant. Ideea e că e mai bine de dublu la preț. E 1.500, dar mai e una de 5.000. Care carbon, nu știu cum, aia deja exagerat. Da, explică-mi că e vorba de niște grame. Chiar nu înțeleg diferența aia de preț. Am văzut și eu, dar nu reușesc să înțeleg. În primul rând că voi nu sunteți open cockpit, știi? Voi sunteți totuși într-o mașină care mai are un rol, dar are niște elemente de siguranță. Casca aia... Dacă ai ajuns la cască într-o mașină de raliu, într-adevăr, e trist. Da, exact. E mai ușoară decât și să stai cu... Că e valabil și la Hans. Să stai cu Hansul ăla de plastic pe tine atâtea zile, te cam rupe. Bă, eu să știi că am încercat cu Simpsonul ăla și eu n-am reușit. Nu mi-a plăcut. Mi-e place de mor. Nu mai am nicio problemă cu clavicule, nimic. Ăla e la tine, Vali? Putem să vedem sistemul ăsta revoluționar? Eu nu știam de el. Acum într-adevăr, eu nu am reușit să merg cu el. Nu am avut o poziție ok în mașină și am renunțat. Așa, și îl pui pe tine? Îl iei așa ca pe un ham, îl închizi. Și ți-a găsit casca pe el acolo, nu? Da, rămâi practic cu el pe tine, îți dai casca jos fără să mai dai șansul. Partea bună e că rămâi tot timpul cu el, nu mai trebuie să te chinui cum ne chinim noi cu Hansul. Exact, da. Quick release la alea, da. Ai desfăcut și gata, rămâi cu el pe tine și nu mai ai treabă. Dar dacă vrei să desfaci combinezonul că ți-e cald, nu poți, trebuie să-ți dai sutienul jos. Așa zic eu la sutienul. Ori fi eu prea bătrân și n-am reușit, dar n-am reușit nici cum, nu m-am înțeles cu ăla. Deci vreau să zic că nici n-am terminat raliul. După ziua în care l-am pus, următoarea zi am trecut la Hans. Nu mi-a plăcut, nu m-am putut mișca eu. Revenind la surprinderea de care spuneai tu mai devreme cu Octi la slalom, știi care a fost gândul meu următor, nu? Și ce am zis după aia, ce trebuie să fac și am făcut. Da, eu mi-aduc aminte, foarte bine. Nu știu cât mai cunosc alții. Zi ce ai făcut, Valentin. Zi tu, Bogdan, hai. Hai să zică cineva ce a făcut Valentin. Deci, a zi tu, Vali, acum, că cred că e mai important ce ai reușit tu să faci. Nu te auzisem ca lumea, că m-a reperat aici Siri, nu știu ce a auzit și a dat peste tine. Hai să vedem, merge dacă mă aude pe mine. Hey Siri, text Sophie. Nu mai las-o. Nu. Așa. Da, mă, deci am fost foarte impresionat de Octi, pentru că, na, și l-am luat așa, a fost copilul de suflet de atunci și am zis, bă, eu trebuie să-i dau lui ăsta mașina să meargă cu ea. Și el mergea cu o Corsa atunci și ea, ghicește tu la ce mașină mi-am referit, Horia, când am zis că trebuie să-i dau mașina să meargă cu ea. Păi nu știu, vreun Logan de la tine, nu? Nu, frate, nu aveam Logan pe vremea aia, că nu era. Eu dat fix Mitsubishi-ul. Nu cred, da? Nu, mă, frate. Da. Păi aia era șmecheria, că mamă, da, mergea foarte tare și am zis, bă, trebuie să, dacă merge cu tarapanaua asta așa, cum ar merge cu Mitsubishi, știi? Și i-am dat-o să meargă la o cursă de slalom, nu mai știu la ce am mers. Numai la un rally show. A, așa, mă, la rally show, da. Adică mult curaj, că acolo, dacă îți aduci aminte, ne aprindeam toți de, nu știai ce se întâmplă. Da, uite, la rally show, uite-mă că uite, mai știi, Tudor. Zice și Tudor, Vali, poate pui ochii și pe el în cazul ăsta. Să ne arate ceva. Să ne arate ceva. Da, oricum, Vali face și el sacrificii mari să se dea la cursele astea. Să știți că nu umblă Vali cu covrigi în coadă, dar... Da. Atunci erau alte vremuri, aveam două mașini. Erau și alte vremuri. Băi, da, atât de impresionat. Deci nu vă puteți imagina cât de... Nu putea să-mi explice ce l-a impresionat atât de tare, dar și... Uimirea lui era că, noroc, el s-a uitat de afară și i-a plăcut de toți copiii, dar după ce a urcat în mașină și a simțit și a văzut ce făcea Octe atunci, asta e că și zice, bă, și nu e unul, sunt câțiva. Da. Că erau atunci, nu mai știu câți erau și cum era, dar într-adevăr știu că ai fost foarte impresionat atunci. Și nu mai știu cum la liceu ăla. Gata, de încheiere, prezență, gata, vă închei acum, pac, așa. Zi, Valentin. Bată vecinii de mult și la Bogdan trebuie să plece la muncă, că întârzi. Nu mai, azi nu mai, gata. Azi nu te-ai bărbierit, Bogdan, pentru noi. Băi, după ce pentru podcast, m-am tuns, m-am bărbierit și a fost fără imagine, astăzi n-am mai crezut. Bă, știi ce m-a impresionat cel mai mult acolo, că tot vorbim de rally show-uri și astea, când m-am dat cu Loganul, dacă mai ții minte, la... secțiunea de Logan din Rally Show 2009-2010. Cât de mișto a fost și când am mers până în finală cu Raul, mai știi că s-a răsturnat și a pus ochelarii aia de stic, avea parbrizul spart, cu Năstase, cu Naseri, dăduse mașina el și mamă, deci ce vremuri mișto atunci. Da, și cum vă aprindeați toți de ziceai că ieșai campion mondial. Da, incredibil. Acolo se făcea preselecția pentru piloții de VRC. De-aia avem așa mulți acum în VRC. Da, corect. Ok, Bogdan, mulțumim mult pentru prezență. Mulțumim și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere. Și nu uitați, avem joi podcast cu Emanuel Resiga. Iar joia următoare, dacă termină Vali editarea, că el e perfecționist. Iar joia următoare îl avem în podcast pe Bogdan Iancu. Da, probabil că a fost mult mai interesantă seară decât în seara asta. Da, a fost. Abia aștept. Da, a fost un preambul acum. Nu uitați să dați subscribe la canalul nostru, că așa îmi zice FJ, să zic mereu să dați subscribe. La ce oră? Începe la 1 podcastul, adică nu începe la 1, îl publicăm noi joi la ora 1, dar puteți să-l ascultați oricând, joi la orice oră. Și de câte ori vreți. Unde FJ? Unde pot să-l asculte? Hai, zi tu. Hai, uite. Ca un băiat mare. Pe toate platformele de podcasting, în mare parte. Așa, perfect. Inclusiv aici. Nu pe platforma mea cu care car mașina de curse. Și acolo cred că găsiți podcastul. Ok. O soluție să ascultăm și o platformă acolo când cărăm mașina de curse. Ok, vă mulțumim mult încă o dată, mersi Bogdan și sărută de mâini doamnelor, cum zice Florin Ion. O seară faină, pa, pa, pa.